Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. INCDT Cambodi is Romania's unique R&D institute for gas turbines, dedicated to aerospace with application in the energy field. With more than 20 years of scientific proficiency, the institute specializes in scientific research, design, testing, and production of innovative and sustainable equipment, such as aviation gas turbines, high-speed bladed machinery, and compressing equipment for natural gas market, focusing on consumption reduction and environmental protection. Working in accordance with a certified quality assurance system, Cambodi proves its local and international proficiency through a significant number of international awards, involvement in high enterprise European framework programs, and numerous partnerships with companies such as Safran Group, MT Aerospace, Pratt & Whitney, Onera, DLR, GHH Rand, MAN Diesel and Turbo. The Institute seeks for new partners in the aerospace field, energy market focusing on gas extraction and transportation, and machine engineering industry. Cambodi Institute, experienced partner for innovative and reliable solutions. Welcome to Guarantee BBVA, a place where we create opportunities for our customers. For more than a quarter of a century, we have held on to our core value of customer comes first. We think big is ingrained in our DNA. We are one team reflects our collaborative, inclusive and supportive work environment. Investing in our people is one of our top priorities. Join us on our journey to create opportunities in Romania. Together, we can achieve great things.
dacă mă înceală, mergea. Bună dimineața și bun venit la o nouă conferință organizată de Media 1 Bucharest Leader Summit, de data asta cu subtitlul Reporting for Duty. Deci ne spun de la început organizatorii că am avea treabă. Pe tema digitalizării și protecției datelor, așa e subscris tema, dar sunt mulți oameni de cyber în sală în contextul ăsta. Și evident, felicitări Media 1 pentru că reușiți de atâția ani, cu nu sunt așa mulți, dar să țineți conferințe câte două ture pe an cu atât de multe domenii, ce deja e o dovadă de, nu doar de încăpățânare, dar și de proiect bine făcut. Și o să deschid dialogul invitându-l pentru început pe Augustin Jianu. Nu o să citesc toate funcțiile, ești ministru, Augustin, pe lângă multe altele. Nu există fost, ai fost toată ministru, ești ministru toată viața. Îmi pare rău pentru tine, este da, o veste, nimeni nu-i perfect. Și ai fost și, dacă e de vorba de fost, și director la CERT. Și probabil că o să ai multe alte funcții în față, dar ghinion, sunt puțini oameni care muncesc, pentru care nu o să ai multe șanse să scapi. Dar aș deschide discuția acum apropo de digitalizare. E o perioadă complicată în România, ca de obicei. Unde vezi tu legătura dintre, nu știu, digitalizare și democrație? Cum se schimbă lumea noastră, având în vedere tehnologia noastră digitală? Și aș mai pune o întrebare pe care o să vreau să vă gândiți toți la ea, sau în sfârșit, o să o repun la fiecare dintre dumneavoastră. Dacă aveți un proiect, două, trei, pe care România va trebui să le facă în următoarii ani, nu spun pe termen lung, că tehnologia ne e așa de cu viteză atât de mare încât nu putem să fim, ne gândim pe termen foarte lung. Dar ce credeți că ar trebui să se întâmple pe zona asta digitală în perioada imediat următoare, în așa fel încât să nu pierdem din competitivitate, să câștigăm dacă putem și să maximizăm aturile pe care le avem? Augustin, you have the floor. Mulțumesc, Manuela, mulțumesc Media 1 pentru invitație. E într-adevăr o perioadă complicată, e o perioadă cu alegeri, nu numai la noi în țară, dar în general pe toată planeta. Și aș începe cumva discuția asta pe zona de democrație digitală cu o analogie din zona economică, și anume că la un moment dat monopolurile, deși pot să aducă, nu știu, stabilitate sau pot să aducă inovații în anumite privințe, monopolurile în general nu sunt bune pe termen lung, de aia există legi antitrust. La noi monopolul politicului, monopolul partidelor politice asupra puterii politice și asupra democrației cumva a început să devină toxic. Vedem că am avut o prezență la alegerile generale prin 92, cred că au fost, de vreo aproape 90% și în prezent o prezență la alegerile generale de vreo 30 și ceva%. Deci o scădere vizibilă, constantă, de la ciclu electoral la ciclu electoral. Și asta cumva... Și o scădere de populație. Da, asta cumva arată... Bine, vorbim de prezență la nivel procentual, nu în cifre absolute. Dar cumva arată lipsa încrederii oamenilor în sistemul democratic și... Din foarte multe motive obiective, să zicem așa. Agenda electorală e una, ce se întâmplă în cursul celor 4 ani de mandat e alta. Cumva politicul trebuie să se adapteze în timp real la schimbările din mediu, să zicem așa, din economie și din societate. Și atunci această agendă se schimbă și oamenii cumva se simt nereprezentați, se simt mințiți și devin dezangajați politic. Practic, problema majoră este că nu există un feedback real de la populație înapoi către nivelul politic în acești 4 ani sau 5 ani de mandat, în funcție de caz. Și atunci deconectarea asta și lipsa feedback-ului duce în continuare la un efect de eșec în cascadă al sistemului democratic. Ce înseamnă asta în termeni ușor de înțeles? Dacă avem un aparat de aer condiționat în această încăpere și punem 24 de grade temperatură,
țintă, dar el măsoară temperatura din încăpere să vadă dacă a ajuns sau nu la 24 de grade. Odată la 4 ore o să ne fie fie foarte cald, fie foarte frig, pentru că nu există feedback continuu de la sistem, da? Care să spună dacă într-adevăr măsurile care s-au luat, da, pornirea sau oprirea aerului condiționat, au atins ținta. Deci aici văd cumva o problemă care se poate rezolva prin unelte digitale la nivelul sistemului democratic românesc, și anume că există cel puțin în Constituția pe care o avem în prezent așa numita democrație directă, puterea democratică directă a oamenilor. Conform Constituției, dreptul de inițiativă legislativă este la Parlament, la Guvern sau la cetățeni. Și cetățenii pot să aibă inițiativă legislativă cetățenească. Însă, într-o variantă pe hârtie, costă foarte, foarte mulți bani, durează foarte, foarte mult timp. Deci orice cetățean sau grup de cetățeni care ar avea dorința să inițieze o lege, se lovesc de un prag ridicat de intrare, de costuri și de efort nejustificat. Digitalizând acest proces prin, să zicem, semnătură calificată, care e recunoscută de lege ca fiind echivalentă cu cea olografă, atunci costurile pot scădea cu vreo două ordine de mărime, timpul necesar poate scădea și el cu vreo două ordine de mărime, și atunci putem să avem o formă de feedback, deci feedback în timp real, de la cetățeni către nivelul politic. Și în felul ăsta cetățenii pot spune Parlamentului, ok, voi aveți agenda voastră, astea sunt lucrurile importante pentru voi, dar uite care e problema noastră. Și sigur, o inițiativă legislativă cetățenească poate fi ignorată o vreme, dar mai devreme sau mai târziu trebuie să ajungă pe masa Parlamentului și să fie aprobată sau respinsă. În situația în care este pe hârtie, dacă s-a respins acea inițiativă, este game over, da? Stop joc, n-ai ce să mai faci. Dacă este totuși o inițiativă digitală, atunci inițiatorii pot vedea care au fost problemele în zona de, să zicem, dezbatere pe comisii sau în zona de dezbatere plenară, pot să actualizeze proiectul în consecință cu acele observații sau concluzii și pot să trimită printr-o notificare push către toți semnatarii și în secunda 2 să aibă din nou numărul de semnături. Și în felul ăsta puterea democratică directă, da, a cetățenilor crește. Ei pot să țină cumva agenda publică, agenda Parlamentului și să spună, ok, înțelegem că sunt probleme pe care voi le aveți, dar astea sunt ale noastre și până nu le rezolvați de o manieră satisfăcătoare, nu ne lăsăm bătuți. Și vom insista cu această inițiativă, practic o formă de spam, dacă vreți, da? Și este ceva ce se poate doar prin unelte digitale, prin varianta clasică pe hârtie. Dar vedeți cum digitalizarea poate să aducă mai multă putere democratică. Apoi, cumva cuplat cu asta, sper și zona de, să zicem așa, spirit civic ar putea să crească și ar putea să rezolve această problemă de feedback. În ideea că momentan implicați civic la nivelul țării sunt, să zicem, 10% din populație. Dacă am putea să dublăm cifra, deci nu să facem 80% din populație, 20% din populație să fie implicați civic activ, atunci lucrurile, din punctul meu de vedere, ar sta mult, mult mai bine în țara noastră. Și aici am mai putea adăuga la aceste unelte și partea de vot online, despre care s-a vorbit foarte mult, inclusiv în perioada în care am fost ministru, inclusiv după aceea, și am asistat la foarte multe discuții în zona Parlamentului despre vot online, în care diversi senatori și deputați de o anumită vârstă, da, și senectute, care îi rugau cu disperare sau întrebau pe diversi generali de la STS sau de la SRI, domne, puteți să ne asigurați securitatea votului? Eu cumva în colțul meu, având propunerea mea de vot online pe blockchain, da, prin protocol CryptoNote, și o să ajung imediat la ce înseamnă asta, mă gândeam că nu trebuie să-ți garanteze niciun general securitatea, că îți garantează matematica și criptografia. Și vreau să fac și paranteza asta să-i explic despre ce vorbesc. Vedem cumva că discutăm mereu despre ce e la modă, despre hype, despre ce e acum popular. Și avem sigur zona de inteligență artificială, care e foarte interesantă și sper să auzim câteva vorbe în zona asta. Dar acum tehnologia blockchain nu mai e la modă, pe de altă parte într-o zonă de maturizare. Și vedem, spre exemplu, că așa cum orice unealtă poate fi folosită pentru bine, dar poate fi folosită și pentru rău, există un protocol numit CryptoNote, pe care se bazează o criptomonedă numită Monero,
care este vestită și faimoasă pentru anonimitate și se folosește în zona de darknet pentru tranzacții din acestea comerciale ilegale. Și de ce este folosită moneda aceasta? Pentru că garantează anonimitatea plății respective. Deci nu se poate trasa de către, să zicem, cineva din exteriorul sistemului o plată făcută în felul acesta. Și deși această tehnologie, spunem, vedem, poate fi folosită pentru rău, putem să o folosim și pentru bine și vedem că are maturitatea necesară pentru a putea fi luată în discuție ca o potențială tehnologie pentru vot online. De ce? Păi, din moment ce îți garantează anonimitatea, e primul criteriu pe care îl bifează. Apoi, dacă pentru mine cel care votează, cel care își exprimă votul, garantează și trasabilitatea votului, deci eu pot să știu că votul meu a fost numărat corect, dar cineva din afară nu poate să știe cine a exprimat acel vot, atunci iată că avem o soluție prin care putem să implementăm un sistem de vot online care să fie deopotrivă sigur, garantat de criptografie, transparent în ceea ce privește, să zicem, numărarea voturilor și anonim, da, care să protejeze identitatea alegătorului. Și cred că această suită de unelte, da, inițiativa legislativă cetățenească online cu semnătură digitală, votul online prin acest protocol, utilizând acest protocol CryptoNote, apoi poate declinat și în zona de referendumuri, da? De ce nu? Să avem și noi ca în Elveția referendumuri, vedem că și acum referendumurile sunt la modă, da? La nivelul capitalei, dar nu numai. De ce să nu avem cât un referendum, da? Pentru fiecare temă importantă, unde vedem societatea este divizată și putem să le organizăm periodic, ori de câte ori este nevoie, cu costuri minime, da? Și cu garanții maxime. Mulțumesc de idei. La referendum am o singură observație și aici suntem oameni de IT, dar la noi, în Constituția Românească, referendumul este consultativ, deci e un sondaj de opinie, comparativ cu Constituția Elvețiană, unde el este legislativ. Deci dacă ne propunem ceva de genul ăsta, probabil că ar trebui să, la un moment dat, dacă cineva ia această decizie, să se facă și modificări în Constituție. Altfel, referendumele din România sunt fix un sondaj de opinie. Sigur, ceea ce ai rezolvat cu inițiativa legislativă. Adică, basically, da, inițiativa aia legislativă, până la urmă, e o inițiativă legislativă care, trecând prin Parlament, devine lege, deci nu ai nevoie de decizia. Este o reticență majoră din partea funcționarilor statului și a statului în ansamblu, în special pe ceea ce înseamnă semnătură calificată, deși ni se cere pentru declarațiile la ANAF, ni se cere pentru e-factura, ni se cere pentru diverse și este acceptată. Nu este acceptată când vine vorba de alte procese și ni se cere să dăm pe hârtie, deși avem o ordonanță 41 din 2016 care spune că statul trebuie să accepte semnătura calificată sau orice document emis în forma sa originală electronică. Vedem totuși că, spre exemplu, în cazul unui candidat, da, recent, un număr de semnături electronice calificate nu au fost acceptate de către Biroul Electoral Central. Nu. Mulțumesc mult de tot și mi se par foarte, foarte interesante ideile și, într-adevăr, cred că putem să folosim tehnologia și să ne gândim să folosim tehnologia și în alte zone decât alea clasice pe care le practicăm noi în momentul ăsta și știu că întotdeauna ai așa idei inovatoare și îmi place. Cred că o să ajungem la un moment dat să votăm și electronic și nu neapărat schimbul de generație ne va duce acolo, ci costurile intrinsece ale procesului care devine din ce în ce mai complicat. Dar da, deci am reținut trei idei, democrație digitală, inițiative legislative, vot electronic, referendum, sondaje, iai. Așa încât cred că am deschis discuția într-un mod interesant. Dacă știu că era și doamna Dinică online, dar cred că intră un pic mai târziu, așa încât o să-l invit pe domnul Teleman. Domnul ministru Teleman. Nu, e exact aceeași comentariu pe care l-am făcut și la Augustin. Pentru că tocmai deschisem discuția despre competitivitate și unde putem să ajungem și cum putem să ajungem și ca stat și ca economie, că nu merge una fără alta. Da, e o relație directă între calitatea democrației și bunăstare, dacă ne uităm pe grafice, și atunci o să continui ideea.
Au fost două evenimente semnalate de mass media. Unul, raportul Draghi, care ne privește, și al doilea, decernarea premiilor Academiei pentru economie, premiilor Nobel pentru economie. Și laureații au fost Acemoglu și încă doi autori. Sunt două lucruri care se leagă și ne privesc. Primul, pentru că Europa e într-o criză de competitivitate și a rămas în urma Chinei de puțină vreme. Al doilea vorbește despre calitatea instituțiilor care generează prosperitate pentru o țară. Lucrările lui Acemoglu și coautorii vorbesc despre calitatea instituțiilor. Și atunci întrebarea ar fi în ce fel digitalizarea poate impacta competitivitatea economiei unei țări. Și aici sunt patru lucruri pe care aș vrea să le punctez foarte repede. Anume, impulsul pe care transformarea digitală a sectorului public îl dă economiei. Apoi, modul în care birocrația este, hai să spunem, îmblânzită, îmbunătățită prin digitalizare. Al treilea lucru, eficiența serviciului public. Și al patrulea lucru, diminuarea corupției. Și aș propune așa ca overview modelul pe care îl propune, l-a propus Corpul Experților în Administrație Publică de pe lângă Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite, care, vedeți, pleacă de la principii, principiile enunțate de ei, apoi acoperă toți stakeholderii, și anume populația, sistemul public în interiorul lui și mediul economic, cu toate business drivers, unde o analiză acum stăm în România e totdeauna utilă și o să vedem că avem gap-uri mai mari sau mai mici, strategii și ajungând până la împlinirea obiectivelor de sustenabilitate. Și spuneam că e nevoie de oarecare relativizare a discuției, pentru că, da, noi ne raportăm la DESI și foarte bine că ne raportăm la DESI, dar în alte metrici ale Națiunilor Unite suntem bine. Și ar trebui totuși să ținem cont și de lucrul ăsta, dar totdeauna putem îmbunătăți. Și aș puncta foarte scurt la fiecare dintre cele patru puncte. În privința impulsului pe care transformarea digitală a sectorului public îl dă economiei. Vedeți, Estonia este pomenită și nu numai, Danemarca este pomenită pentru performanțe. În Estonia, modelul lor digital contribuie la o creștere de la an la an cu 2% a produsului intern brut. Deci numai din modelul lor digital au un 2% creșterea PIB-ului de la an la an. Au și PIB mic, da. Și vedem efectele pozitive pe care ghișeul.ro le are deja. Acum un an 1.500.000 de tranzacții, minus 500.000 de ore de muncă manuală. Așa că e clar că mai avem nevoie de câteva ghișee.ro și pentru alte servicii online, serviciul online fiind unul dintre indicatori. Doi la mână, reducerea birocrației. Una dintre țările cu care am fost în același bloc a reușit să reducă timpul de înregistrare a unei firme la 30 de minute, respectiv Polonia. Lucrul ăsta... Da, noi l-am crescut la 3 săptămâni, de la 7 zile la 3 săptămâni. Mă rog, să sperăm că e doar temporară criza asta. Dar acest lucru a dus la o explozie a startup-urilor în Polonia și multe startup-uri în zona de tehnologie. Pentru că durează 35 de minute să-ți faci o firmă. Noi, din punctul ăsta de vedere, iarăși, nu stăm dezastros. Suntem pe locul 55 în lume, din 190 de țări, din punctul de vedere al calității serviciului public. Dar e loc de mult, mult mai bine. Avem, vedeți, e-factură, SAFTE, două lucruri care încet, încet, hai să spunem că acoperă golurile.
și vor diminua din temerile pe care investitorii le au față de țările în care sistemele digitale lipsesc. 65% din cei care ar dori să investească spun că le e teamă de lipsa instrumentelor digitale într-o economie. Trec repede la eficiență. Coreea, de exemplu, Coreea de Sud are 100% toate serviciile digitale online. 100%. M-am uitat pe raportul Națiunilor Unite 2024. E, cred că, singura țară din lume cu 100% servicii digitale. La noi e Danemarca mai aproape de modelul ăsta. 90% din comunicarea statului danez e online. 90%. Fac prin asta economii de câteva sute de milioane de euro pe an, sau mă rog, coroane, dar convertit în euro. La noi în România, McKinsey spune că digitalizarea serviciilor publice, trecerea lor în online pentru cetățeni, ar aduce un 1,5% creștere a produsului intern brut în fiecare an. Și subiectul cel mai fierbinte, corupția, tot după după Transparency International, ei spun că SEAP a redus cu 20% costurile achizițiilor publice și că mai e loc pentru îmbunătățiri. Mai sunt exemple, Brazilia, de exemplu, a reușit să își reducă cu 80% timpul necesar achizițiilor publice. Știm că în România e una dintre problemele, e una dintre frânele care țin în loc investițiile publice. Și un lucru și mai fain, care nu e măsurat în România sau cel puțin nu știu eu, numărul companiilor care au intrat în sistemele de achiziții publice în Brazilia a crescut cu 70%. La noi e mitul ăsta că aceiași oameni câștigă, aceiași oameni sunt în licitații. Deci iată un alt lucru care poate contribui la competitivitate într-o perioadă în care nu numai noi, dar și continentul și economia în care suntem, avem o problemă, suntem într-o criză. Și mulțumesc pentru așa datele mele, dacă... Mulțumesc mult de tot. Ținem legătura. Mulțumesc mult de tot și mulțumesc că ne-ai scos din bula europeană și ne-ai arătat că în lume se întâmplă și alte lucruri. Mulțumesc că ai menționat sistemul SEAP. Poate că de multe ori uităm că este totuși sistemul cel mai rezilient, cu toate bubele sale din România, că merge de 20 de ani. Probabil că e un moment și problema pentru care durează atât nu este tehnologică și mai degrabă legislativă, de unde vine și marea bucată de a vrea să transformăm digital statul, trebuie să transformăm și procedurile, nu numai să punem o tehnologie pe ele, că altfel. Dar vreau să folosesc momentul și să spun un proiect. Pentru, zi-mi, ce proiect vezi tu, repede, făcut? Da, sunt două lucruri unde trebuie să recuperăm rapid și cu ajutorul colegului din dreapta mea sperăm cât mai repede. Servicii publice online. Avem un indice de 0,6 din 1 până la 1, 0,60 și este foarte, foarte jos. Și al doilea, capitalul uman. Astea sunt cele două arii în care noi nu scorăm sau scorăm foarte slab și unde ar trebui să creștem. Sunt prioritare. Mult de tot și pentru că uitai în dreapta ta, o să vrem să-l invit pe domnul Popa, dar o să-l invit se pregătește domnul Popa, că avem nevoie și de infrastructură ca să facem serviciile. Și o să-l invit pe domnul Andrei Boian, director adjunct Departamentul de Cyber Security STS. Cei care construiesc o parte din sistem, o parte importantă din sistemele guvernamentale ale României. Cum se vede din acel turn digitalizarea? Mulțumesc pentru invitație. Vă felicit pentru, cum a zis doamna Catrina, faptul că reușiți să faceți aceste inițiative și încă o dată vă mulțumesc că m-ați primit în grupul dumneavoastră. N-aș putea spune că suntem în turn, că de obicei suntem în tranșee când vorbim de digitalizare. Și colorat îl vede tot București. Da, e simbolul nostru.
Eu aș vrea să vorbesc puțin despre o bază din prisma securității benice, ca să domeniul meu, pentru viziunile care au fost prezentate anterior. E foarte bine că vrem să mergem înainte, numai că trebuie să avem și o bază foarte solidă. Și mă uitam când am venit aici în sala asta frumoasă, e jos o expoziție Ikebana. Ikebana față de, e un aranjament floral japonez și față de aranjamentul occidental care se axează foarte mult pe simetrie și culori, Ikebana se axează pe asimetrie și simplitate. Eu aș vrea să umanizez puțin partea securității cibernetică și să explic pentru cei care sunt în zona de conducere sau urmează să ajungă într-o zonă de conducere a instituțiilor, cum pot să susțină toate aceste viziuni. În primul rând, ca și în Ikebana, că de asta m-a atras partea de jos, în Ikebana, în aranjamentul floral, trebuie să alegi cu grijă, foarte mare grijă, florile și ramurile pe care le folosești, pentru că ele, aranjamentul reprezintă, de fapt, conexiunea umană cu natura. La fel și în securitate cibernetică, trebuie să înțelegi niște principii contextuale în momentul de față, ca să înțelegi, de fapt, conexiunea cu realitatea. Și aș menționa aici trei chestii importante pentru zona de management. Unul este un citat de la Bruce Schneier, care mi-e place foarte mult: securitatea este un proces, nu un produs. De ce spun chestia asta? E vorba de fapt de mai multe procese. Vorbim de procesul de management al riscului, vorbim de implementarea măsurilor de securitate, care poate să fie și procedurală și tehnică, și vorbim inclusiv de implementarea securității în zona de operațiuni ale fiecărei instituții sau fiecărei companii. Deci este un proces, e vorba de o chestie continuă, pentru că aceste procese interne se adaptează permanent contextului internațional și contextului cibernetic, iar pentru implementarea lor nu avem nevoie doar de produse de securitate cibernetică, avem nevoie de proceduri și avem nevoie de politici organizaționale. Al doilea lucru din realitate de care trebuie să ținem cont este faptul că, așa cum spune și tema dumneavoastră de astăzi, digitalizare și protecția datelor, scopul securității cibernetice este protecția datelor, nu este protecția unor asset-uri tehnice. Trebuie să ne axăm foarte mult pe zona de confidențialitate, disponibilitate și integritate. Și spun chestia asta pentru că în zona de management de riscuri, din prisma securității cibernetice, se discută foarte mult despre actori. Despre actori malițioși care vin și ne atacă și ne exfiltrează datele și ne distrug sistemele. Dar pe zona de riscuri, toată chestia asta în securitate cibernetică este mai complexă și pe zona de disponibilitate, pentru că avem și amenințări de ordin operațional. Se poate defecta hard-disk-ul serverului, putem să avem coliziuni de pachete la nivel de comunicații și ne afectează integritatea. Chestiunile acestea intră tot în sfera securității cibernetice și trebuie privite ca riscuri. Iar al treilea lucru care ține de contextul în care ne aflăm este că nu putem să facem digitalizare fără dependențe. Depindem tot timpul de un furnizor de hardware, de un furnizor de servicii de internet, de furnizor de cloud sau de orice, și atunci trebuie să înțelegem ceea ce se numește modelul partajat de securitate. Ce face furnizorul pentru mine, ce riscuri îmi aduce și ce trebuie să fac eu în continuare. Ca să luăm un exemplu, vreau să achiziționez servicii de IaaS într-un cloud public. Trebuie să înțeleg foarte bine din zona de management că eu atunci când mă duc în cloudul public, furnizorul de cloud va asigura securitatea resurselor de calcul, de stocare și de rețea, să spunem. Dar eu și cu instituția mea și cu oamenii care am sau prin alte servicii contractate, trebuie să mă asigur de securitatea sistemelor de operare, securitatea aplicațiilor, securitatea, filtrarea traficului de rețea, managementul identității, criptarea datelor, toate ajung în sfera mea. Nu trebuie să mă aștept ca furnizor de cloud public să-mi facă chestia asta. Și lucrurile diferă de la serviciu la serviciu și trebuie înțeles foarte bine lucrul ăsta la nivel de management, ca apoi să poți să gestionezi cu oamenii pe care ai sau prin contactele pe care le faci toate aceste riscuri de securitate care se transformă în riscuri de business. Acum, întorcându-ne, aș vrea să punctez un mic toolbox pentru zona de management. Și consider așa că primul lucru care l-au îndemână cei din zona de management este stabilirea unor obiective strategice pe zona de securitate cibernetică. Fără a stabili obiectivele strategice care trebuie să fie corelate cu obiectivele de business, să zic așa, obiectivele instituționale, misiunea instituției, cum a spus mai devreme, vrem să digitalizăm anumite procese, vrem să facem democrație digitală, ăsta este un obiectiv instituțional. Sau de ce securitate cibernetică trebuie să vină să susțină acest obiectiv al instituției? Și trebuie organizată
tatuată, implementabilă, să fie implementabilă și realizabilă și trebuie transmisă personalului. Al doilea punct este procesul de management al riscului. Managementul riscului trebuie înțeles la nivel de top level management ca riscuri de business. Multă lume din zona de cyber vine și spune avem un risc să ni se exfiltreze datele. Poate asta nu înseamnă nimic pentru mine. Poate, de exemplu, am un risc mediu, să zic, ca datele mele să fie criptate cu un ransomware. Tradus în termeni de business, asta înseamnă că e posibil să am un serviciu inactiv. Ce am făcut pentru chestia asta? Păi am făcut un backup de date extern, pentru că n-am avut bani să investesc în soluții de securitate. Asta este zona în care managementul trebuie să stabilească riscul de business. Am un backup extern, ce mai rămâne? La nivel de business îmi rămâne doar riscul de imagine. Asta înseamnă că trebuie să creez un proces de comunicare în situația de criză. Și atunci cumva am gestionat riscurile instituției, odată printr-o măsură destul de mică tehnică, combinat cu o măsură de comunicare și transparență. Eu am luat în limita bugetului pe care l-am reușit să fac un backup al datelor și pot să restaurez serviciul digital respectiv într-un termen astfel încât să fie rezonabil. Al patrulea instrument sau al treilea instrument pe care l-au managerii în Tusalor e guvernanța. Guvernanța înseamnă ca ei să stabilească cum își implementează strategia în funcție de resursele pe care le-au disponibile. Trebuie să stabilească cumva o arhitectură logică a organizației, rolul și responsabilitățile entităților și cum relaționează între ele pentru a reduce riscurile de securitate. Următorul, și eu consider foarte important acest punct, este cultura de securitate, care înseamnă să creezi niște valori și niște credințe la nivelul personalului pentru a-ți îndeplini obiectivele tale strategice de securitate. O să trec mai repede prin ele, ca să nu ne plictisim. Următorul punct este evaluarea nivelului de pregătire organizațională, iar la dispoziția managerilor pentru evaluarea nivelului de pregătire în zona de securitate au două chestii foarte simple. Testarea planurilor de business continuity, testarea planurilor de disaster recovery. În momentul respectiv, poți să vezi dacă ai riscuri în furnizarea serviciilor pe care le oferi sau serviciilor care îți asigură ție niște procese interne. Iar ultimul punct este pregătirea personalului, pentru că vedem în spațiu internațional că foarte multe breșe de securitate sunt datorate fie utilizării neadecvate a datelor, nesecurizat, fie administrării incorrecte a tehnologiei. Împreună, toate tool-urile astea ne ajută odată. Primul, asigură obiectivele strategice, stabilim ce vrem să facem. Riscul transmite instituției noastre cât suntem dispuși să riscăm pentru a ne îndeplini obiectivele și misiunea instituției. Guvernanța ne spune cum vrem să facem lucrurile. Cultura de securitate încearcă să stabilească comportamentul personalului pentru a îndeplini ce ne-am propus. Evaluarea vine să verificăm cât de bine reușim să implementăm, iar pregătirea vine să corecteze ce nu am reușit să facem. Și consider că aceste 6 elemente sunt esențiale și suficiente pentru oricine din zona de management ca să poată să facă o implementare a securității serviciilor digitale, fie cu oameni din interior, fie prin contracte. Pentru că reușind să analizezi aceste 6 puncte, inclusiv prin externalizare, poți să știi ce să ceri contractual terței părți. Cam atât am avut să spun. Mulțumesc foarte mult și cred că ți-a atins un punct extrem de important și un răspuns. Ați pus o întrebare care, și sunt aici doi foști miniștri, mulți oameni care au lucrat în administrație, cum ne educăm liderii? Dumneavoastră veniți dintr-o instituție unde există o anumită memorie instituțională și o anumită stabilitate. Eu nu cred că, poate nu știu eu, dar nu cred că cineva, dacă n-aveai cunoștințe anterioare, a venit la un ministru să-i spună, știi, trebuie să te ocupi de managementul riscurilor la tine în organizație și cam asta trebuie să faci. Nu știu, eu personal nu știu care este soluția și eu pun de multe ori această întrebare, cum facem ca liderii, la lideri din business e mai simplu, pentru că acolo, în sfârșit, se creează, în sfârșit, e mai simplu în sensul că măcar acolo există o presiune ca lucrurile astea să se întâmple. În zona publică, din păcate, pentru că oamenii vin din diverse, cu diverse pregătiri, diverse istorii personale și cu volatilitatea decidenților foarte mare, probabil că efortul care trebuie făcut este mare și trebuie făcut nu doar la zona de decidenți
care sunt numiți politic, dar și la zona de, nu știu, top level administrație, secretar general, poate, care asigură o anumită continuitate în instituție și așa mai departe. Cred că e o întrebare importantă și cred că e un proiect pe care, pe lista aia de proiecte din perioada imediat următoare, pe care ar trebui să ni-l așezăm cumva. Nu știu încă, eu personal nu știu cum arată, vă lansez întrebarea dacă aveți vreo idee. Pentru că ce știu este că foarte mulți oameni, cu cât mai sus poziția, cu atât mai greu educabil. În sensul că, na, știi tot, e complicat. Asta e, în România, în general, cultura ne spune că nu e bine ca șef să spui că nu știi, pentru că arăți rău în fața celui care te întreabă. Aici e un pic mai simplu, ca femeie e mai ușor să zici că nu știi decât ca bărbat, dar asta este altă discuție. Însă e un proiect important și cred că fără el nu vom putea să securizăm sistemele pe care le facem. Și atunci e un efort care trebuie conjugat, altfel facem degeaba sau în sfârșit nu obținem de la el cât de mult vrem. Și aș vrea totuși să rămânem în zona asta de cyber, că uite, mă uit în stânga mea, este domnul Sorin Stănică, șef birou prevenire criminalității, de cercetare și prevenirea criminalității, Poliția Română. Cum stăm cu criminalitatea informatică? Că tot vorbeai tu de actori malițioși și cu pregătirea, că cred că pe amândouă. Mulțumesc frumos, Manuel. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă simt... Am o senzație ciudată că, deși nu e prima dată când particip la această serie de conferințe, e prima dată când sunt în formatul ăsta, până acum am fost online. Și mă bucur foarte mult că am ocazia să vin să prezint un pic proiectele Poliției Române în domeniu, dar aș vrea să ies un pic din frame-ul pe care l-au creat antevorbitorii mei, punând pe tapet o serie de elemente strategice, de abordare macro. Eu, cu permisiunea noastră, m-aș duce către, de fapt, cel pe care l-ați vizat fiecare dintre dumneavoastră, referindu-vă la democrația digitală, la sustenabilitatea sistemelor digitale și la impactul macroeconomic, sau colegul meu vis-a-vis de managementul din punct de vedere digital. Dar în realitate toate lucrurile astea vizează o singură persoană, pe fiecare dintre noi, ca utilizator individual. Și de ce spun asta? Pentru că eu m-am pregătit să vorbesc despre prevenirea criminalității informatice, pentru că, așa cum spuneai, reprezint Institutul de Cercetare și Prevenirea Criminalității din Poliția Română. Și atribuția noastră numărul unu este aceea de a derula activități de prevenire, una dintre ele fiind acum în zona criminalității informatice, pentru că e un domeniu care, una peste alta, are o dinamică fantastică și de dezvoltare și de diversificare și, în ultimă instanță, ne vizează pe fiecare dintre noi. M-am pregătit să vorbesc un pic de cele mai importante moduri de operare în zona de fraude informatice care ne vizează în momentul de față și care, nu o spun eu, o spun faptele, nu ne ocolesc, indiferent de nivelul de cultură, de pregătire în domeniu. La un anumit moment, într-un anumit set de circumstanțe, fiecare dintre noi suntem expuși unui risc major de a fi victima unei fraude informatice. Fiecare dintre noi probabil că primește zilnic zeci sau sute de mesaje pe toate canalele posibile, care în termen de procedură penală sunt tentative de înșelăciune. Da? Peste 90% din atacurile care vizează utilizatorul individual pleacă de la o tentativă de phishing. Ok, este extrem de important să vorbim despre digitalizarea serviciilor, să vorbim despre facilitățile cu care tehnologia vine în întâmpinarea noastră, dar este extrem de important în același timp, pentru că mă bucur foarte tare să fiu într-o instituție de educație și într-o sală atât de frumoasă, să nu uităm de educația digitală, care trebuie să plece de la câteva elemente de bază
în ceea ce privește securitatea cibernetică. Fiecare dintre noi, ca utilizator individual de tehnologie, trebuie să fie conștient că în permanență este expus la aceste tentative de înșelăciune în mediul digital și că un moment de neatenție, vorbea colegul meu de proceduri în ceea ce privește activitatea de protecție, mai ales în zona instituțiilor sau companiilor, dar și acolo, indiferent că vorbim de soft sau de hard, indiferent de situație, în ultimă instanță, peste toate tehnologiile, adversarul numărul unu în momentul de față este eroarea umană. Din punctul meu de vedere, în orice conjunctură ne aflăm, suntem expuși la riscul ăsta într-un anumit moment. De ce? Un moment de neatenție, o serie de factori care pot crește foarte mult nivelul de risc. Și o să vă dau un exemplu banal pe care cu toții îl cunoaștem. Faimoasele mesaje care ne vin, de exemplu, cu colete. Da, am primit un colet, ai de plătit o taxă de 1,50 lei ca să-ți ridici coletul. Din păcate, cunosc persoana care a plătit taxa. Din fericire, vorbeam întâmplător la telefon și i-am spus eu, închide telefonul, blochează scarul. De ce? Pentru că avea de primit un colet fix prin compania de la care părea că a primit mesajul. Este un concurs, dacă nu ar fi avut de primit acel colet, cu siguranță nu ar fi plătit fără discuții. Dar câți dintre noi nu primim mesaje de Paște? Aduceți-vă aminte de campania cu mesajele de acum 2 ani, dacă nu greșesc. Ești tu în fotografia sau ai primit un mesaj, ești într-un film. Când a fost? În perioada de Paște. Când toți ne trimitem mesaje. Nu întâmplător. Din păcate, trebuie să ținem cont de aceste elemente. Tot, din păcate, în ultimii 2 ani, digitalizarea și tehnologia au facilitat un nou tip de fraud, ceea ce se numește fraudele cu investiții. Practic, eu unul recunosc că am intrat în contact cu ele cumva și eu cred că nu întâmplător de la o faimoasă listare la bursă din România acum un an și ceva. Nu întâmplător, din momentul ăla, cel puțin pentru mine, au explodat reclamele pe rețele de socializare cu diverse tipuri de investiții în diverse companii de obicei de stat din domeniul energiei din România, dar nu numai. Oameni, din nou mă întorc, fără nicio legătură, nici cu nivelul de educație, nici cu nivelul de cultură, care au fost dispuși să investească 1000 de lei odată ca să câștige 8, 10, 11 mii de lei pe lună. De ce? Pentru că nu și-au pus o întrebare. Oare este real? Cât este de real? Ce au comun toate aceste încercări de fraudare, toate aceste tentative de înșelăciune care ne vizează în mediul digital? Unul dintre cele mai des întâlnite este ceea ce în limbaj polițienesc se numește cârlig, prin care autorii încearcă să ne scoată din zona rațională, să ne genereze o emoție. Fie că primim pe mail un mesaj care ne informează că din contul nostru s-a încercat o retragere neautorizată de bani, acționează acum ca să nu pierzi banii, fie că iată suntem îndemnați să investim în aceste companii, urmând să câștigăm sume fabuloase lunar, dacă investim acum, în următoarele 15 minute, sau dacă suntem între primii 1000 care investesc. Din păcate, tehnologia și în mod special ceea ce se numește inteligența artificială a facilitat acest tip de fraude, pentru că știm cu toții, aceste reclame promovate pe rețele de socializare se folosesc de imaginea unor persoane, la un moment dat miniștri sau foști miniștri, ori alte tipuri de personalități extrem de cunoscute din România care promovează aceste tipuri de investiții. Și am văzut și actori și sportivi a căror imagine a fost utilizată în aceste tipuri de reclame. Ce au în comun ele? Cum spuneam, investiție mică,
de obicei unică, câștiguri fabuloase de bani, presiune ca să se investească acum, pentru că altfel ratăm ocazia. Care este modalitatea cea mai eficientă de a ne proteja față de aceste tentative de înșelăciune? Cum spuneam, primul rând, să ieșim din zona emoțională și să mergem către rațiune, să ne punem o întrebare. Dacă am plecat la drum cu o întrebare, cu siguranță avem 90%, peste 90% șanse să evităm. Eu vreau să vă întrerup doar un minut, pentru că mă uit pe slide și mi-am adus aminte de programul pe care îl derulați împreună cu DNSC-ul și Asociația Română a Băncilor, Siguranța Online. De ce îmi place mie foarte mult acest program este că reușește să pună împreună actori relevanți în piață și că a reușit să aibă continuitate, ceea ce se întâmplă rar cu programele din România, și să găsească modalitățile să rămână în joc, și cred că este și foarte util, pentru că, așa, măcar într-un minut, două vorbe despre program, cred că ar fi util tuturor. În momentul de față, Siguranța Online e un proiect care se pregătește, dacă nu greșel, să facă 5 ani în ianuarie. A plecat tot de la o înșelăciune celebră, așa numită metoda OLX, care viza utilizatorii în urmă cu aproape 5 ani, de fapt, acum 5 ani cred, era cam la vârf. Cu toții ne amintim modul de operare, fiecare care a avut ceva la vânzare pe o platformă de marketplace a fost poate contactat de către un cumpărător foarte binevoitor care nici nu era interesat de caracteristicile produsului, ci vrea să transmită foarte repede banii cerând datele de card ca să plătească. Desigur, cerea datele de card ca să sustragă bani, nu ca să plătească. E bine, așa s-a născut proiectul Siguranța Online. În momentul de față, centrul acestui proiect este siguranțaonline.ro, site pe care, de-a lungul celor peste 4 ani de existență a site-ului, a proiectului, vorbim de materiale de prevenire pe care le-am realizat în cadrul acestui parteneriat, cum spunea Emanuela, cu DNSC și cu Asociația Română a Băncilor. La vremea aia încă era CERTRO, nu era DNSC. Sunt materiale de prevenire pe care le-am adaptat de fiecare dată cumva evoluției fenomenelor infracționale din mediul online și nevoii utilizatorilor de a avea informații actualizate. Am derulat o serie de campanii pe diverse teme, ne adresăm în egală măsură adulților cât și copiilor. Avem o componentă foarte importantă dedicată copiilor, cu o serie de materiale adaptate vârstei lor, materiale care au fost realizate cu sprijinul unor specialiști, cu sprijinul Ministerului Educației, au fost o serie de alți parteneri implicați în proiectul Siguranța Online și profit de ocazie să vă invit pe de-o parte să vizitați site-ul siguranțaonline.ro, pe de altă parte în măsura în care aveți posibilitatea să vă alăturați nouă ca parteneri în diversele demersuri pe care le realizăm pentru prevenire. Mulțumesc frumos! Și mulțumesc că ai menționat acest proiect. Cred că e important pentru toată lumea care merge în diverse locuri, când te întreabă cineva, dar dă-mi un exemplu, unde să învăț despre. Mie mi se pare că Siguranța Online este un site bun de învățat și pentru părinți și pentru copii, mai ales în zona asta de simplu cetățean, nu în zona de decidenți, dar și decidenții n-ar fi rău să treacă pe acolo. O singură paranteză, așa ca o... Să-i zicem, un element ironic a fost faptul că, dacă vă amintiți, în urmă cu 2 ani, dacă nu greșesc, a fost o campanie în care au fost atacate mai multe site-uri ale mai multor instituții publice, au fost vizate de atacuri de tip DDoS. E bine să știți că și Siguranța Online a fost vizat, pentru mine cel puțin, și noi am văzut-o ca o recunoaștere a faptului că este văzut ca o resursă de siguranță cibernetică. Mulțumesc. Dacă nimeni nu contezi, nu? Important este dacă te atacă cineva, înseamnă că contezi. Îl invit pe, pentru că vorbim de transformare digitală și de securitate cibernetică, îl invit pe domnul Cristin Popa, director executiv monitorizare și control ANCOM, că fără infrastructură nu prea putem să vorbim despre. Te rog, Cristin. Mulțumesc. Mulțumesc Media 1 pentru evenimentele pe care le fac de atâta timp. Și în astfel de conferințe, o conferință hibridă, mi-amintesc când intram doar online acum 3-4 ani, nu cred că ne simțeam vreunul bine în postura aia în care vorbeam cu
un monitor și ne chinuiam să ne imaginăm că dincolo de monitor e cineva. Da. Dar acum, în format, în acest format, cred că e cea mai fericită situație în care noi suntem la o masă rotundă unde dezbatem, putem intra în profunzimea anumitor subiecte, însă și cei care sunt interesați de oriunde ar fi, pot fi informați și pot participa. Mulțumesc, Media 1, pentru toate evenimentele. Aș începe cu provocarea lansată. Ca și proiecte. Da, digitalizarea, într-adevăr, se simte un blocaj. Un blocaj care vine, evident, din instituțiile publice. Mă gândesc de multe ori dacă este doar rezistența la schimbare a personajelor care sunt în instituțiile publice sau poate și necunoașterea. Dar pentru necunoaștere cred că avem cu toții toate mecanismele de a ne informa și avem și anumite instituții care ne asigură o securitate necesară pentru măcar un pas basic a oricărei instituții spre digitalizare, spre online. Cred că rezistența la schimbare este un motiv principal pentru acești pași mărunți. Ca și proiect, cred că ar trebui fiecare instituție publică să fie obligată ca în interacțiunea cu cetățeanul să aibă și o linie online. Evident că pe viitor poate fi accesată și inteligența artificială, dar cred că în primul pas, indiferent că vorbim de o primărie, de comună, de nu știu unde, cred că trebuie să fie obligată să aibă o linie de comunicare cu cetățeanul în mediul online. Un alt proiect, și domnii miniștri l-au punctat oarecum, ghișeul. Cred că are maturitatea necesară și ne-a dovedit siguranța de-a lungul timpului, astfel încât fiecare instituție publică să fie obligată să se înroleze. Nu este normal și nu văd niciun motiv de ce, inclusiv vorbind de primării de sector în București, nu mai știu care e situația la zi, dar în București acum 2-3 ani, două primării erau înrolate, patru nu erau înrolate în Ghișeu. De ce? Fără niciun motiv. Doar înrolarea, astfel încât fiecare cetățean să poată intra și folosi acest mecanism. Nu știu dacă erau 2 ani sau 3 ani, nu mai țin minte când era discuția, dar mi s-a părut halucinant ca la nivel de capitală, din 7 primării să nu le ai pe toate obligatoriu înrolate. Cum a fost proiectul și cum a fost dezvoltat și câți pași au fost, nici nu mai contează ce a fost. Dar avem un instrument care trebuie să fie folosit, indiferent de primărie, indiferent de instituție, și în felul ăsta și cetățeanul este obligat să se educe și să acceseze astfel de mecanisme. Oricum nu te las, adică tocmai discutam aici de infrastructură și de competitivitate, deci ne spui câteva lucruri despre cum mai stăm cu competitivitatea în infrastructură? Intru și pe zona asta, era doar o provocare la care am răspuns. Și aș vrea să gândim și să mergem și pe chestiile pozitive, chiar dacă am punctat două subiecte negative, și aș spune că România este în topul mondial, chiar dacă DESI ne dă în anumite studii undeva în coada clasamentului, România este în topul mondial al conectivității la internet, cam peste tot și pentru oricine. De ce spun așa? Pentru că avem 90% avem acoperire pe toată suprafața României, pe zonele acoperite, zonele locuite, în cer scuze. Dar să nu uităm că avem și la prețuri accesibile. Și asta este foarte important. În ceea ce privește partea de dezvoltare de tehnologie, cu siguranță evoluția implementării tehnologiei 5G este dintotdeauna un subiect tabu, aș putea spune, având în vedere că sunt și anumite temeri, dar trebuie să lăsăm și tehnologia să se dezvolte.
Și aș puncta faptul că după, pe ultimul an avem o triplare a conexiunilor care au folosit tehnologie 5G, ajungând la 2,3 milioane de conexiuni. Avem o dezvoltare a rețelelor de telefonie mobilă cu tehnologie 5G, ajungând la peste 4300 de stații de bază cu tehnologie 5G în benzile de 2100, 2600 și 3.8 giga. Iar în urma ultimei licitații de spectru, aș puncta și acest lucru, s-a alocat spectrul necesar operatorilor pentru a se dezvolta. Vreau să punctez încă o dată faptul că spectrul este alocat neutru tehnologic. Fiecare operator își cumpără cantitatea necesară de spectru pentru a se dezvolta neutru tehnologic, în sensul că pe fiecare bandă de frecvență poate avea 2G, 3G, 4G, 5G și ce-o mai fi. Însă gândirea licitației de spectru din anii trecuți a avut la bază alocarea spectrului astfel încât să fie pretabilă dezvoltării tehnologiei 5G. Și pe lângă acea alocare de spectru a fost și o reașezare în benzile de frecvență pe care deja le aveau operatorii. Motiv pentru care operatorii au început să instaleze stațiile 5G, evident în zonele urbane mari, iar în momentul de față avem, în afară de capitală și zona periurbană a capitalei, și 31 de reședințe de județ cu acoperire cu tehnologia 5G, fiecare operator în funcție de cum și-a dezvoltat planul de business pe acest segment. Acum am o întrebare. Cum se simte competitivitatea sau, în sfârșit, creșterea sau scăderea de competitivitate în piața de telecom prin ieșirea unui operator? Adică avem mai puțini operatori. Tocmai ai menționat că avem prețuri mici pentru că, la un moment dat, cei care au reglementat în speța în cum a reușit să găsească o soluție în așa fel încât România să cu o piață matură să reușească să țină prețurile jos. Cum simți acum că se mișcă lucrurile fără un operator? Dacă poți să ne spui. Dacă ne ducem puțin în trecut, într-adevăr, reglementările din România au fost foarte bine punctate pentru dezvoltarea pieței telecom, pentru concurență și conectivitate. Și tot așa, dacă ne amintim, au fost doi pași foarte importanți în competitivitate care au și generat prețuri accesibile. Și ne amintim intervenția Cosmote pe piață, după care intervenția Digi. Aș spune că un motiv principal de prețuri și de conectivitate a fost și această competiție cu patru operatori. Să nu uităm că suntem printre puținele țări cu patru operatori pe piața din România. A fost. Acum, revenind la întrebare, dacă din patru vor rămâne trei operatori, nu este o sperietoare că nu vom mai avea concurență, pentru că această concurență se va păstra cu siguranță, însă este foarte important ca rețelele pe care, să zic, dacă nu mai e un operator, acea rețea să rămână în picioare și acel spectru alocat pentru acel operator să rămână în utilizare pentru a fi oferită capacitatea necesară utilizatorului final. Mulțumesc mult și ni s-au mai alăturat câțiva colegi, așa că o să menționez încă o dată ce am spus la început, și anume că încercăm să, colegii care au vorbit deja au reușit, să ne încadrăm într-un timp de 7-10 minute maxim. Și în afară de tematica intervenției, am lăsat și o întrebare. Poate aveți unul, două proiecte pentru perioada următoare pe care poate să le facă România, așa fel încât să-și crească competitivitatea pe zona digitală sau să-și maximizeze anumite aturi pe care le are. Îl invit să se alăture cu intervenția sa pe domnul Victor Vevera, director general
ICI, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică, cu rugămintea să ne... ICI e foarte prezent în ultima vreme în diverse evenimente, face foarte multe lucruri. Victor, it's your floor. Mulțumesc, Manuela. Mulțumesc, Media 1, Vendușa și Ioana, care știu că nu poate să fie alături de noi, n-a fost la această întâlnire. Mulțumesc pentru toate inițiativele care le-ați avut și la care am fost parte și mai cu mai mult timp în urmă și acum în seria întâlnirilor care au avut loc aici sau în alte locații. Vorbim de digitalizare într-o companie foarte selectă, persoane care au deținut funcții pe zona de digitalizare și au avut în mâinile lor politicile de dezvoltare, autorități, instituții publice. Noi nu suntem instituție publică, cum ai spus, suntem Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică aici în București. Suntem în coordonarea Guvernului României, dar ne autofinanțăm în totalitate, nu folosim fonduri publice din această zonă. Și da, ca proiect, o să încep cu partea mai pozitivă, că știi că noi când discutăm de lucrurile pozitive, că le negative le vedem peste tot, se ocupă presa și cei care doresc să le promoveze, așa că dacă nu le promovăm pe cele pozitive, cu siguranță că nu o să se afle în publicul larg. Da, din punctul nostru de vedere, ca entitate care avem și centru de pregătire, cursuri de pregătire pe care le punem la dispoziția entităților atât publice cât și private, ca entitate de cercetare, proiectele pe care le dezvoltăm și tipurile de aplicații pe care le dezvoltăm pentru diverse entități publice și private, am văzut, cel puțin în ultimul timp, și asta pot să spun că după pandemie, când lumea a fost forțată să stea în mediul online, o mult mai mare deschidere. Deschidere și la nivelul conducerii entităților, v-am zis, atât publice cât și private, cât și la nivelul beneficiarilor, să spunem, finali, dacă ne referim la ministere, la partea de funcționari sau în cadrul companiilor, cei care erau desemnați să se ocupe de proiectele care implicau zona de digitalizare. Deci am văzut o deschidere mult mai mare, o dorință mult mai mare de a fi prezenți în spațiul acesta și de a putea să profite de toate avantajele care au devenit mai vizibile, am spus, în urma pandemiei. E adevărat, ce încercăm noi să facem este să găsim avantajele și să scoatem partea de dezavantaje care a fost în digitalizarea forțată din timpul COVID-ului. Deci o deschidere mai mare, un interes mai mare, teme de mai mare interes, interes la fel de mare pe zona de, să spunem, mai nouă, de partea de tehnologii distribuite, de zona de blockchain, pe partea de inteligență artificială, adică ieșind din ceea ce înseamnă partea de digitalizare clasică, că folosim computere într-o entitate ca să fie mai ușor, să avem un management al documentelor și un ERP, lumea se duce să găsească și alte modalități prin care să folosească ceea ce tehnologia poate să aducă în viața noastră. Și da, cu toate spaimele care sunt în unele zone, vine inteligența artificială și ne ia locurile de muncă, digitalizarea o să scoată din persoanele care lucrează, lumea începe să înțeleagă că nu e chiar așa. Și atunci e vorba asta de conștientizarea care e dată, că până la urmă, așa cum ai spus și tu, în clipa în care interacționezi cu o primărie prin ghișeu, cu o altă entitate prin site-ul și aplicațiile care sunt pe site, prin ceea ce se întâmplă acum la nivel european, prin joburile care, polul de joburi care e pus pe EPSI, pe rețeaua europeană de blockchain, ideea de a se certifica diplomele în toată Europa folosind tehnologia blockchain, lumea înțelege că de fapt îi face viața mai ușoară, că poate nu sunt anulate locuri de muncă, ci sunt translatate, pentru că tehnologia de fapt îți oferă acel spațiu în care poți să fii mai creativ, poți să aduci altfel contribuția la ceea ce se dorește și la ceea ce ai putea să faci tu mai bun. Ca proiecte, încep cu cel pe care l-am lansat ieri,
E vorba de a folosi tehnologia blockchain, în speță zona de NFT-uri, pentru că legislația europeană merge tot înainte, MiCA se va aplica în totalitate de anul viitor, ea deja este în curs de aplicare într-o mulțime de state europene, avem regulamentele DORA pe partea de securitate a informației și noi am venit pornind de la un proiect care era împreună cu cei de la GPRES și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării de a-și digitaliza arhiva, care iarăși a digitaliza arhivele din România va fi un mare job și o piatră de încercare. Deci aș digitaliza arhiva de mai mult de 4 milioane și jumătate de imagini care reprezintă 135 de ani de istorie. De la lucrul acesta am ajuns la un alt proiect pe care îl dezvoltăm și pe care pe 1 noiembrie îl vom lansa, o aplicație de inteligență artificială care să poată să citească fluxurile de știri, astfel că tu să poți să o folosești ca un asistent care să-ți comunice din fluxurile de știri noutățile, să poată să fie un flux național folosind fluxul AgPress și fluxuri locale folosind informații locale, dar regionalizate pe zona de IP-uri de acces. Am mers mai departe pe ceea ce se dorește la nivelul agențiilor de presă de peste tot. Se există acea listă de verificare și validare a informațiilor care sunt puse în spațiu public, tocmai pentru a lupta împotriva ideii de fake news, de manipulare, război hibrid și așa mai departe. Cel mai bun exemplu care îl avem e Moldova, care e lângă noi și știm ce s-a întâmplat înainte de alegeri. Și am extins și am lansat primul proiect din zona aceasta, o știre sub forma unui NFT. La ora aceasta este vorba de o știre din zona de presă scrisă, deci AgPress-ul, care este sub forma unui NFT, care rămâne spre neschimbare. El este descărcat gratuit de oricine își dorește să aibă acces la această știre și era o modalitate prin care putem să venim cu promovarea unei știri pozitive, să o facem la fel de tentantă ca o știre negativă și pentru nativi digital, deci pentru cei care trăiesc mult în spațiul acesta digital. Am lansat ieri prima știre, 21 octombrie, până pe 31 octombrie este proiectul pilot în care vom încerca să integrăm feedback-ul de la utilizatori, astfel încât pe 1 noiembrie să putem să dăm drumul în totalitate la acest proiect, care duce în final și la modalitatea de a avea acces la imagini digitalizate din arhiva AgPress. Extindem și către ceilalți producători de știe, pentru că AgPress-ul e doar agenția națională, dar sunt celelalte agenții de știe, sunt celelalte structuri de televiziune, radio, presă și așa mai departe. Sunt oamenii politici, autorității publice care generează știe. E vorba de a avea o bază de date sau un registru în care să fie toate aceste știri sub formă unui NFT, deci care va da trasabilitatea și validitatea informației, care va avea un caracter de unicitate și din acest flux de știri validate să putem să obținem baza pentru acea aplicație care să fie un asistent care să citească știrile, chiar că ești la volan sau te ocupi cu altceva, să poți să ai acces instantaneu și continuu la știri, la un flux de știri validat. Deci, ăsta e ultimul din proiecte. Avem și alte proiecte dezvoltate pe zona de digitalizare de data aceasta unor instituții publice. De asta spunem că am avut toată deschiderea și dorința de a găsi împreună modalități de a folosi noile tehnologii în a-și crește randamentul, în a-și crește calitatea serviciului pe care îl dau cetățeanului, într-un final, până într-o crește calitatea vieții cetățeanului printr-o interacțiune mult mai bună. Pornim, să spunem, de la ce a fost declarat și de ce de la Ministerul de Externe, acea aplicație pe zona de ocuparea posturilor din zona diplomatică, o aplicație online care se poate să dea ocazia nu numai celor care erau pe teritoriul României la data anunțării concursului, ci și a cetățenilor români aflați în diaspora care vor să intre pe
în corpul diplomatic și să reprezinte România. Deci a fost un prim pas. Avem colaborare foarte bune cu cei de la Ministerul Transporturilor, unde am implementat SETRE, este proiectul care reglementează taxarea elementelor de drum european, și serverul este, să spunem, dezvoltat și asigurat de noi, pentru că este o cerință europeană, se vede că de la anul va intra în full program. Avem colaborări foarte bune cu cei de la Ministerul Sănătății pe a-și implementa un nou mod de a interacționa atât cu structurile care le au în subordine sau în coordonare, cât și cu pacienții. Deci, astea ar fi proiectele. Teme de viitor avem foarte multe. Chiar acum ne împărțim între platforma care va fi dezvoltată pentru combaterea xenofobiei, rasismului și antisemitismului și alte modalități, alte aplicații care să folosească tehnologia pentru a face partea de politici publice mai simple. Și, bineînțeles, zona de cercetare fundamentală care a rămas, rămâne și va rămâne și în continuare, că până la urmă, fără partea de matematică de bază, nu o să poți să mergi să faci partea de dezvoltare în zona noilor tehnologii. Deci cam pe aici. Mult de tot, și aș vrea și să spun ceea ce Victor nu spune întotdeauna, care și o echipă foarte tânără și foarte faină, apropo de zona de cercetare, pentru că fără cercetare și fără oameni nu pot să se întâmple lucrurile astea cu seriozitatea cu care o fac ei. Și aș vrea să o invit, s-a conectat cu noi doamna Silvia Dinică, președinta a Comisiei pentru Știință, Inovare, Tehnologie din Senatul României. Cred că o vedem. Sau, Silvia, ne auzi? Eu vă și aud foarte bine. Scuze doar un minut. O să te rog, că n-ai fost cu noi de la început. Auziți. Da, n-ai fost bine. Cu noi de la început. Okay. Provocarea era, pe lângă subiectele pe care vrei să le abordezi, să te gândești și la un proiect pe care l-ai propune, unul, două proiecte pe care le-ai propune pentru România în perioada următoare, care să maximizeze o zonă de competitivitate folosind competențele, zona digitală sau atul în zona digitală. Și you have the floor, 10 minutes. Ne bucurăm să te vedem. Apropo, conectivitatea ne permite ca Silvia să vorbească din tren, nu? Da, mulțumesc mult de tot. Deci vă salut dintr-un tren unde sper că conexiunea la internet este bună. Mă bucur să fiu astăzi aici, chiar și virtual, și cumva este unul dintre aturile pe care ni le-a oferit ultimii ani, să vedem că putem să lucrăm, să interacționăm, să colaborăm, să ne spunem părerea din locuri diferite și să înțelegem că, de fapt, tehnologia e cea care poate să schimbe nu numai societatea, dar poate să ne ajute să rezolvăm și foarte multe probleme cu care ne confruntăm și care nu sunt... și care nu sunt puține. Mă uitam acum, și apropo de întrebarea ta de proiect, și o să am și asta în minte, lucrurile astea sunt, în primul rând, m-aș uita să nu mai avem așa o fragmentare a documentelor, a strategiilor, a lucrurilor care teoretic există în societatea românească. Avem o strategie pentru inteligență artificială, cercetare, inovare, dar lucrurile astea sunt documente separate, sper că mă mai auziți. Sunt documente separate și nu există un cadru mai larg, o lentilă mai largă prin care să ne uităm la ele și să vedem care sunt pașii intermediari, pentru că toate au un orizont de timp, 2022-2027. Sunt niște intervale generoase de timp, dar între aceste capete de interval
Nu există în mod evident o lentilă prin care să urmărim ce se întâmplă cu lucrurile astea. Pentru că cu toți suntem de acord. Inteligența artificială, roboții, schimbă industrii, schimbă societăți. Noi ne trebuie niște structuri, aș zice, agile, alerte, care să formuleze aceste priorități pentru societatea noastră. Să se asigure că inovarea se întâmplă și că nu rămâne doar așa un concept larg. Și când zic inovarea se întâmplă, e clar că trebuie să fie un mix de stimulente aici, astfel încât institutele de cercetare, care sunt esențiale, să poată să facă parteneriate public-private și din aceste parteneriate public-private să fie un câștig-câștig pentru toată lumea. Asta în timp ce statul, prin instituțiile lui, să poată să urmărească ca beneficiile astea să fie pentru oameni, pentru mediu, pentru societate. Pentru că dacă ne uităm la zona asta de digital, e clar că digitalul poate să ajute extrem de mult. Și rolul statului, al guvernelor, al celor care fac politici publice, sunt de a asigura acest cadru mai larg și nu doar de a, haideți că lansăm acum în acest an, lansăm această strategie și după aceea nu ne mai uităm deloc la ea, ce se întâmplă. Nu, sau e cumva fragmentată în brațele mai multor instituții care, de fapt, nu reușesc să urmărească zona asta de... zona asta de implementare, pentru că institutele de cercetare au nevoie de ajutor și au nevoie de o zonă care să le ajute mai mult decât cele două bucăți mari de legislație pe care le-am făcut parte din PNRR, cea legată de statutul cercetătorului și cea legată de integrarea voluntară a institutelor de cercetare, care sunt bucăți bune de legislație, însă care nu pot să rezolve toate problemele. M-aș uita, apropo de proiectele astea, m-aș uita în primul rând la zona de schimbări climatice, deci apropo de proiectele de care m-ai întrebat. Schimbări climatice și agricultură. Cum poate să ajute digitalul zona asta? Am văzut cu toții că schimbările climatice în România sunt o realitate. Am văzut cu toții că agricultura e puternic afectată de aceste fluctuații de vreme. Și am văzut prea puțin discuții în care tehnologia, digitalul, companiile mari, zona de cercetare, să se uite aplicat la zona asta și să zică, uite, ăsta e nivelul de investiție de care avem nevoie, ăsta e cadrul de care avem nevoie, ca să putem să-i ajutăm pe fermieri. Pentru că până la vorbim de securitatea alimentară pe care e esențial să o asigurăm și să tăiem cât mai mult dependența legată de zona de importuri și să ajungem să producem în zonele în care putem produce, ținând cont de caracteristicile de temperatură, de vreme, de fluctuații, care pot fi prevăzute cu ajutorul tehnologiei și a digitalului. E clar că, de asemenea, digitalul face parte din tranziția verde și că nu putem să avem o tranziție verde fără zona asta de digital. Mă uitam mai devreme că avem partea asta de specializare, de capital uman, de care trebuie iarăși să ne ocupăm. Spuneam că mă uitam mai devreme că Statele Unite aveau la nivelul anului 2022 42% dintre cercetătorii care lucrau în zona de inteligență artificială, ceea ce e extrem de bine. Și că ar trebui să ne concentrăm și să ne uităm la capitalul uman pe care putem să-l reținem în țară și pe care putem să-l specializăm pe zona asta de cercetare. Deci, dacă ar fi
aceste două lucruri, să zicem, de care mi-ar plăcea să, cum să zic, să se întâmple în România, este zona de digital și schimbări climatice, agricultură și în același timp o strategie de stimulare a resursei umane pe zona de tehnologii digital, tehnologii noi de performanță. Cam asta vreau să zic. Sper că mă mai auziți și mă mai vedeți cu tot zgomotul de background de rigoare. Mulțumesc mult de tot și mulțumesc. Ba da, te auzim. Te auzim foarte bine. Mulțumesc mult și mulțumesc că ai adus în discuție zona de agricultură sau zona de schimbări climatice în contextul agriculturii, dar cred că unul din lucrurile pe care putem să-l facem este să reușim să compunem motoare de dezvoltare în România. Ca, apropo de strategii care să nu se întâmple fiecare în propria bulă, România în momentul ăsta, dacă ne uităm cum arată structura PIB-ului, are un motor de dezvoltare în digital, cât o să mai fie așa nu știm, dar deocamdată există, și are un motor de dezvoltare în industria agricolă și probabil o să-l aibă și în viitor. Care este dimensiunea lui? Iarăși nu știm exact. Dacă o să reușim să găsim modalități în așa fel încât cele două ramuri putem să le compunem și să generăm o valoare mai mare încercând să le facem să lucreze împreună, probabil că asta este chiar un proiect pe care să-l lansăm gazdei noastre de astăzi, adică Universitatea de Științe Agricole și medicină veterinară și poate, nu știu, Politehnica, să învățăm să facă lucruri împreună. Sunt convinsă că fac și alte proiecte împreună. Și da, capitalul uman, aici am mai discutat astăzi, într-adevăr, este una din marile noastre provocări pentru viitor. Încă o dată, mulțumesc mult, drum bun, să ai un aviz. Mulțumesc și eu mult de tot și să fie drum bun spre casă și mulțumim. L-aș invita, că acum trecem dinspre zona, și aș mai zice ceva. Cred că avem nevoie de mai mulți oameni care înțeleg tehnologia în Parlamentul României. Ce a făcut Silvia la comisia este remarcabil și vorbește prea puțin despre asta. Dar cred că e nevoie, apropo și de ce spunea Augustin la început, ca oamenii din zona de decizie să înțeleagă ce se întâmplă în tehnologie și să înțeleagă care e direcția în care merge lumea. L-aș invita pe domnul, pentru că ne îndreptăm și spre zona privată, nu ziceam să creștem zona economică, pentru că altfel nu putem să vorbim doar de zona guvernamentală, pe domnul Iugo Morni, niciodată nu îți nimerez numele, iartă-mă Iugo cu toată dragostea, CEO Council, președinte, cum arată din partea voastră? E pe masa consiliilor de administrație subiectul digital sau subiectul cyber? A început să existe acolo? Altfel nu se audă. Da, e, cred că ca niciodată subiectul transformare digitală este pe masa bordurilor. Nu numai transformarea digitală și problematice legate de cyber security. Eu am să vorbesc data asta despre un pic despre zona de cyber security, dar cu siguranță, dacă mă întrebai acum 10 ani, aș fi spus că există încă destule companii care nu sunt foarte atente la zona de transformare digitală și cu atât mai mult la zona de cyber security. Eu am pus câteva slide-uri, nu știu dacă o să mă sincronizez cu colegul, dar în principiu e o prezentare care am mai făcut-o. Vă dau doar niște date esențiale din... Da, super, ar fi perfect. Problematica securitatea cibernetică este cu adevărat o problemă importantă. Să vedem și unde o... Perfect, ăsta sunt eu. Întotdeauna încep cu povestea asta despre există două tipuri de companii. O știți, replica este John Chambers care a spus-o, CEO-ul lui Cisco a spus-o acum vreo 14-15 ani, cred, și a avut o foarte mare dreptate. Mulți l-au parafrazat ulterior, dar asta este o realitate. Dacă intrați într-un departament IT și îi spuneți CIO-ului și CTO-ului și CISO-ului, ok, vrei să-ți pariezi salariul că nu este nimeni în organizația ta prezentă
nu este nicio conexiune separată, o să vedeți că există destul de multă reticență. Realitatea este că de multe ori nu știm ce se întâmplă în organizațiile noastre, dacă există, să spunem așa, intruziuni care s-au realizat în interior. Câteva cifre. Eu am rămas, cred că undeva, acum câteva luni de zile, când am rămas absolut astonished, cum să zicem, surprins de faptul că cybercrime-ul este cuantificat de către organizații precum European Council și World Economic Forum la sume de trilioane. Deci se vorbește despre 2025, se estimează de către World Economic Forum 10,5 trilioane. Ce înseamnă? Very good business. Și o să, tu m-ai anticipat deja. Ca să ne înțelegem ce înseamnă 10,5 trilioane, înseamnă 10% din produsul intern brut la nivel global, worldwide. Este ceva de aproape de neconceput. Da? România este undeva cu 0,3 trilioane ca și PIB. Statele Unite sunt undeva la 25 de trilioane. Nvidia, Apple și Microsoft la un loc sunt sub 10 trilioane, ceea ce este absolut imens. Și prima oară, sigur că da, ei nu sunt banii care sunt pierduți sau nu sunt banii care sunt plătiți ca și ransomware, dar înseamnă disruption of services, înseamnă loss of opportunity. Acum, iarăși pare ciudat, dar Gartner vine și spune iarăși o cifră alarmantă. 90% din atacurile cibernetice nu sunt raportate la nivel global, nu în România. Este o cifră care deja îți spune niște semne de întrebare apropo de cele 10,5 trilioane. Exact cum ai spus și tu, securitatea cibernetică este un business. Este un business atât pentru noi, cei care suntem băieții buni, să spunem, da? Cât și pentru companii, dar și pentru băieții răi. Acum, cyber security, McKinsey vine și spune undeva 2 trilioane este marketul, este market share-ul de cyber security, 2% din PIB-ul global. Pentru cine investește la bursă, cyber security este undeva la cifra e deja outdatată, CAGR-ul, compound annual growth rate, pentru acest domeniu este undeva la spre 15%. Energia, care este un domeniu foarte stabil, undeva la 5%, retail-ul la 1,1%. Iar AI-ul, bineînțeles, este regina cu 28% și chiar și mai sus. Există un raport al lui Verizon, care mie place foarte mult, vine și spune un atac cibernetic la nivel global este cuantificat undeva între 5 și 15 milioane de dolari. În acest context, 5,3 în 2023, a fost. Cât? 4,3 în 2023. 4,3. Guys, deci în momentul ăsta deja suma de 10 trilioane nu mai pare așa de subțire, nu mai pare așa de fabuloasă, da? Dacă un atac cibernetic este văzut undeva la nivelul ăsta. Gândiți-vă că un bugetul companiilor foarte mari din România nu depășesc 20 de milioane de dolari. Și vorbim de poate primele 5 de pe bursă, ai 25. Gartner-ul, iarăși, o chestie care preocupă departamentele IT. În fiecare an îmi crește bugetul de cyber security. De fiecare dată când te duci la board, boardul vine și spune, guys, dar îți dau în fiecare an, în fiecare an vrei mai mult. Este o situație care la un moment dat devine nesustenabilă. Adică ceva trebuie făcut, undeva niște rotițe nu funcționează corespunzător. Nu mă refer în România, ci la nivel global. Dacă ajung, de exemplu, la cyber security, să dau aproape 1% din cifra de afaceri. 1% din cifra de afaceri este o sumă foarte mare. Directiva NIS, tot Gartner vine și spune undeva, există niște studii care spun directiva NIS va contribui cu un 25% suplimentar pentru companiile care nu sunt încă în directiva NIS, sub acoperire, sub umbrelă, 15% cele care sunt deja. Și sunt undeva la 13 companii care vă mărturisesc în România care încă nu știu că trebuie să fie compliant cu directiva NIS cât de curând. Există un raport World Economic Forum undeva în martie care are niște date foarte ok și foarte utile, doar câteva dintre ele. Ei vin și spun o chestie la nivel global. 30% dintre există un așa numit cyber inequity. În linii mari, companiile își asigură un nivel satisfăcător de securitate cibernetică. Companiile de tip SMB au scăzut cu 30%, ceea ce e un mare semnal de alarmă. Și acum o chestie foarte importantă. Unul din trei organizații, 29% la nivel global, au fost afectate în ultimele 12 luni, deci anul trecut, de un material breach. Atenție, material breach. Din nou, în acest context, cele 10,5 trilioane nu mai par atât de fanteziste.
și o chestie care o semnalează și o știm cu toată lumea, legacy systems sunt cele care ne pun în, creează o foarte mare presiune și favorizează, să spunem așa, atacurile cibernetice. O veste îmbucurătoare, apropo de și de un subiect care l-ați abordat aici, în general zona de board și CEO, directorii, să spunem așa, directorii generali, sunt din ce în ce mai conștienți și lucrurile astea se văd. Din ce în ce mai conștienți de, de riscurile cibernetice, se văd inclusiv în România. Deja îi vezi din ce în ce mai des pe directorii generali din cel puțin la companiile listate la bursă, care știu despre ce vorbesc. Există directori generali care setează efectiv direcția în companii, pentru că de acolo începe toată povestea. Dacă câștigi CEO-ul și el conștientizează ce înseamnă riscurile cibernetice, atunci lucrurile merg într-o direcție bună. O altă chestie care o spun World Economic Forum, 41% din organizații care au suferit un material breach în ultimele 12 luni a fost cauzat de un third party. Altfel spus, eu am niște sisteme foarte bine puse la punct, îmi respect, să spunem așa, biblia IT-ului, framework-urile de securitate, however, am niște soluții ale unor companii mai mici care nu respectă sau nu sunt, mi-au introdus, să spunem așa, niște probleme în organizații. 54% din organizații au o insuficientă understanding despre ceea ce poate să facă supply chain. Altfel spus, eu iau de bun în momentul în care mă integrez cu un alt sistem informatic, că acela este ok, că acela este în regulă. Iar chestiile astea s-au văzut, știți foarte bine, SolarWinds, noi insistăm asupra lui, companii, nu câte au fost, 30.000, între care 18.000 au fost, au avut, au suferit, au deschis o poartă, nu? Mi-am făcut o acțiune legitimă, mi-am adaptat sistemele și am pus în, în interior, am deschis o poartă către atacatori. Demn de remarcat aici, 9 luni de zile au stat atacatorii în facilitățile SolarWinds până au reușit să modifice codul, ceea ce este, in my humble opinion, inadmisibil. Raportul IBM, care iarăși, din nou, ai fost sau încă nu știi că ești penetrat. IBM vine și spune acum 2 ani de zile, un studiu foarte complex, 277 de zile sunt până când ne dăm trec până când ne dăm seama că avem un atac, avem niște cetățeni, știu, ruși, chinezi și așa mai departe în organizație. Sau vestiști, că și acolo se întâmplă. Bun, Ukrainian Power Grid l-am pus doar pentru că și acolo s-a stat 9 luni în premisele, în local area network al ucrainienilor, da? Deci e vorba de atacul celebru, primul atac în care a căzut un power grid parțial, da? 9 luni de zile. Atrag atenția asupra acestui aspect, 9 luni de zile tu să ai în organizație niște conexiuni de la distanță și să nu-ți dai seama, să nu observi că se face modificare de parametri, e ceva care e greu de acceptat. Din nou, fac o trimitere și către România, dacă au început și în România niște atacuri și le știm foarte bine, da? S-a ajuns până în zona SCADA la niște furnizori de energie. Cumva, cum să spun, nu putem să fim noi altfel decât sunt restul, da? Tot World Economic Forum mai spune o chestie interesantă. 52% din organizațiile publice, da, recunosc că nu stau bine din punct de vedere cibernetic. 52%, atenție, global. Care o fi procentul la noi în România? Da? Este un subiect de meditat. Sar peste, de fiecare dată, și încerc să fiu cât mai scurt, ransomware. Este un exemplu pe care îl dau tuturor. Domnilor, acest Norsk Hydro este un gigant în aluminiu. Acest gigant în aluminiu a fost pus la pământ acum 5 ani de zile, 22.000 de computere, 170 de locații, de fabrici, atenție, în toată lumea, în 40 de țări, 35.000 de angajați reduși la pen and paper. Absolut inadmisibil. Sigur, e mult flavor aici, putem să discutăm. Lucru pe care eu aș vrea, nu știu, eu întotdeauna le evangelizez. Guys, la nivelul departamentului IT, ești conștient că mâine poți să-și vii la serviciu și calculatorul ăsta să fie bloc? Ești conștient că toată zona SCADA poate să fie outdate, adică criptată? Ești conștient că se pot întâmpla astfel de lucruri? Ce ai ca contramăsură? Da? Și veți vedea, o spun cu toată discuția. Deci,
te duci la departamentul IT și spui, ok, haide să facem un exercițiu pe tema asta. Și el spune, e în regulă, dacă se întâmplă, m-am dus în backup. E în regulă, dar backup-ul crezi că e ok? Deci sunt niște flavor-uri. Zona de C-level, zona de inclusiv în public. Guys, luați-i pe cei de la IT și puneți-i la treabă, adică la modul show me the money, arată-mi că într-adevăr un business continuity, că s-a vorbit aici, un disaster recovery, chiar funcționează. Adică trebuie să imaginăm cele mai negre scenarii. Eu, când activam la Hidroelectrica, mi-am luat libertatea să lovesc în ghilimele, adică să testez nivelul de securitate cibernetică live la cele mai importante hidrocentrale. Bineînțeles, cu autoritățile statului împreună și cu... Deci, lucrurile astea trebuie făcute. Am să mă opresc în principiu aici sau haide să vedem... pentru că ele sunt raportul este foarte bun, World Economic Forum, februarie-martie anul ăsta. Despre AI știm poveștile și ne ajută și pe ei și pe noi, mai mult pe ei, deși credem noi că mai mult pe noi. Din păcate se pare că băieții răi sunt mai mereu cu un pas înaintea noastră, dar în principiu, da, AI-ul este următoarea revoluție, dacă vreți, nu intrăm în subiecte foarte clar. La ora actuală nu prea mai știi ce se întâmplă în lumea reală, adică în social media, nu mai poți să diferențiezi ce este real de ceea ce este fals. Și am văzut un studiu recent în zona de printing. Printing-ul renaște tocmai pentru că online-ul devine susceptibil de a fi fake. Deci, marile publicații, mă rog, soția mea lucrează în domeniu, marile publicații iau în considerare posibilitatea de a reveni la print, de a revitaliza print, tocmai pentru că online-ul este kind of fake. Și ultima chestie, foarte simplu, filozofiile assume bridge, tu ca departament IT, trebuie să știi că poți, sau ai fost, sau ești, deci trebuie să iei în considerare faptul că ești penetrat, zero trust filozofii, trust nobody, de la VIP-uri până la propriul tău security officer, nu trebuie să ai încredere în absolut nimeni, incident response plan și acel employee awareness care, e clar, s-a vorbit și aici, este absolut obligatoriu dacă vrem să, și asta nota optimistă care o dăm întotdeauna, cum ne zice Cyber Info și celelalte autorități ale statului, până la urmă ea nu e complicată securitatea cibernetică, trebuie doar să respecti Biblia și, nu știu, la nivel de 95% din atacuri, ne spunea Onda Cyber Info, pot fi evitate dacă ne schimbăm parola. Mă rog, dacă aplicăm cyber hygiene. Mulțumesc foarte mult! Mai am trecut printr-o pandemie în care am învățat să ne spălăm pe mâini, deci probabil următorul atac cibernetic o să învățăm să ne schimbăm și parolele. Mersi mult pentru prezentare, dar nu renunț la întrebarea. Un minut, un proiect pentru următorii ani? Nu știu, ce îmi vine în minte, da, și antivorbitorii au spus o chestie care pe mine m-a frapat de foarte multă vreme. Ghișeu cu Mureau a fost un proiect și este un proiect foarte bun. Eu, ca utilizator final, sunt foarte mulțumit. Nu reușesc să înțeleg de ce. Nu sunt absolut toate unitățile administrativ-teritoriale incluse în acest program. Nu reușesc să înțeleg. Deci, nimic nu faci într-o companie în zona privată dacă nu îi pui de sus. Nimeni nu o să accepte implementarea unui SAP sau unui program complex pentru că, știu eu, e frumos și e nice. Nu. Trebuie și un pic de enforcement. Ok? Doi, deci, cumva, poate mai multă coeziune, mai multă coerciție în a enforța în așa zona digitală. Prea multă democrație în zona asta nu e ok la nivel așa, dar ați înțeles flavorul democrației, e ok, nu? Și aș mai spune, dacă vreți, o percepție tot așa din zona privată, este că apar mai multe capete decât poate ar fi necesar. Poate o coordonare direct de la nivelul primului ministru a unei agende digitale, poate că ea există acum, repet, nu sunt eu updatat, ar fi extrem de preferat. Luați exemplu Estoniei, îl știm, deci de la primul ministru a dat dispoziție în anii 90 și lucrurile s-au făcut. Bun. Estonia, țară mică, România are multe capete, întotdeauna are multe idei, e mai greu cu coordonarea. Da, nu mă iar despre enforcement-ul pe ghișeu, noi, în general, în zona publică, există o ezitare a decidenților de a pune și sancțiuni pentru niște decizii pe care se iau. Adică există obligativitate, dar atâta timp cât nu sunt sancționați aia care nu se înscriu în
în și știți foarte bine că cel puțin în zona digitală, tocmai din filozofia de a aduce oamenii la masă, să nu-i sancționăm. Probabil că maturitatea va fi atinsă în momentul în care o să începem să sancționăm. Apropo, cred că e și Bogdan cu noi, în GDPR am fost așa la început, adică să încercăm să-i convingem și după aia să-i sancționăm. Mersi încă o dată și o să continui cu zona privată. Mă uit și la Dragoș, dar vreau să-l las spre final, care are așa o privire de ansamblu și vreau să folosesc, cum să zic, competența ta de a, multidisciplinară de a reuși să facem un wrap-up și încă o dată mulțumesc că ne încadrăm în timp. Deci, următor așa pe lista mea, Sergiu Zaharia, într-o nouă titulatură, Cyber Strategy Advisor, Expand Cyber. Deci, Sergiu, cum se vede din unghiul unui advisor lumea asta? Se vede la fel și din perspectiva unui advisor. Acum, tocmai lansându-mi noua companie, m-am lovit de aproape de toate serviciile care se află la masa asta. Adică mi-am luat un certificat calificat, mi-am luat un domeniu de la însuși de la ICI. N-am sunat la 112, nici nu vreau. În sfârșit, pe zona de telecom încă mai vorbesc aproape de hotă, pentru că pare un ghid de microunde să ajungă semnalul, dar sperăm că mutarea asta spre 5G va ajuta mai mult în viitor, care de altfel, ca și securitate, e un protocol foarte bun sau o suită de protocoale foarte bună. Iar de cybercrime era să mă lovesc chiar astăzi, sincer, vă spun, dimineața aceasta soția m-a sunat, eu eram la volan și mi-a zis că a primit un astfel de mesaj că trebuie să plătim 200 de lei, nu un leu, pentru că primim un colet, evident că a discutat cu mine. Noi aplicăm regula minim 2, suntem 2 și aplicăm ca atare vechea regulă din cyber. Eu am contul de e-mail și are telefonul și SMS-ul pentru confirmare. Deci cumva poate și un sistem de urmărire a ceea ce cumpără celălalt, dar până la urmă ne ajută la prevenirea fraudei. Exact, multi-person authentication în acest caz. Și într-un fel e bine, pentru că am văzut că e-mailul nu a sosit, deci a venit doar un SMS. Deci o acceptăm. Ne acceptăm. Eu nu am încotro și atunci accept. În sfârșit, glumesc. Am pregătit un slide, două vizuale, doar pentru că vreau să spun cum se vede din zona, să zicem, evaluărilor în domeniul privat, a nivelului de maturitate organizațiilor în România, vorbesc, în general în România, în urma evaluărilor pe care eu le-am făcut în diverse ipostaze, pe organizații care au totuși un nivel de conștientizare pe zona de cyber, deci nu organizații fără niciun nivel de conștientizare, am ajuns la o medie de, să zicem, 3 pe scara aceea, de la 1 la 5, unde 5 este un nivel aspirațional de cyber security, la care nu ajungi. Iar după evaluare am ajuns la planuri de transformare ale organizațiilor care se întind pe circa 3 la 5 ani. Inițial se întind pe 1 la 3 ani și ajung la un moment dat să se extindă până la 5 ani. Asta nu înseamnă că vei fi super rezilient, dar vei fi rezilient. Și aș vrea doar să merg la slide-ul următor cu acest device. Mulțumesc mult. Și aici este un slide care arată foarte complex, dar securitatea e complexă. Ce se întâmplă? Vedeți, pe stânga e un nivel de maturitate de la 2 la 5. 5, spuneam, este un nivel aspirațional. E greu în România și nu numai în România să atingi nivelul 5 de maturitate, adică optimizat. Ce se întâmplă? De obicei, companiile când pornesc în prima lor evaluare de security, atenție, nu de compliance cu DORA, NIS 2, dar de securitate, deep dive, să spun. Sunt undeva pe la nivelul 2, 2 și un pic și ajung la un moment dat, după ce au creat un program din ăsta de implementare, de transformare cyber, la un nivel de circa 3, da? Care este foarte bun totuși în România. Deci toate, adică nu toate, o mare parte din băncile din România, companii care sunt, să spunem, deja reglementate și răz reglementate cu tot felul de, dar cred că sunt plini de reglementări acum, ceea ce e și bine și rău, au
e un business bun și pentru noi, e nivelul 3. Deci am zis eu acolo că verde statistical you are here, da? Adică cam pe acolo statistic sunt companiile cu un nivel acceptabil de maturitate azi. Ele se îndreaptă acum sub diverse forme spre un nivel de compliance, de conformitate, care e undeva pe la nivelul 4. Adică dacă ești compliant cu DORA, încă se mai lucrează. Unii chiar își fac assessment de DORA astăzi. Alții se pregătesc pentru ianuarie anul următor, în domeniul financiar cel puțin, să atingă acel nivel de conformitate, ajung undeva la nivelul 4, să zicem, în perioada următoare. Ei, cei din stânga de tot sunt companiile care, conform unui paper academic de anul ăsta, care analizează crizele cibernetice, inclusiv acea criză majoră de la Maersk, de acum niște ani, foarte bun paperul, o să-l punem undeva la un moment dat, există o fază, se numește Technology and Organizational Ignorance, când practic nu investești în nivelul de securitate, am auzit ce spunea și Hugo aici, deci nu investești foarte mult la început, nu investești mai deloc în nivelul de securitate în comparație cu riscurile pe care le poți avea. Vorbim de risk approach, bineînțeles. Și, în general, companiile suferă de astfel de, de un astfel de concept. Da? Adică, ok, nu la un nivel foarte mare dacă ești deja reglementat, dar există acel concept de technology ignorance sau organizational ignorance dacă te referi la procesele de cyber din organizație, în sensul că alogi niște bani pe security, dar te aștepți totuși ca lucrurile să meargă și nu te implici puțin mai mult. Ei, există în zona aia și acea noțiune de collaboration deficit, deficitul de colaborare. Am auzit de discuția, Augustin Jeanu, ai povestit despre faza de lipsa de comunicare, de lipsa de feedback. La un moment dat era vorba dintre cetățeni și sistemul public, dar aici vorbim de o lipsă de colaborare între top management și cei din IT sau cyber, depinde cum sunt organizați. În sensul că celor din IT și din cyber le este foarte greu să se ducă, nefiind o organizație flat, poate, da, așa, la care, în care ai acces la management ușor, le vine greu să se ducă la management să spună, uite, noi avem niște probleme. Și asta nu e bine. Adică trebuie să creezi acel canal de comunicare din partea top managementului către cei care nu sunt în zona aceea de governance. Altfel e greu să vină ei să spună că ai probleme. Din acest motiv rămân la un nivel destul de scăzut. Ce se întâmplă? Acum, vedeți, Bruckner spunea, citim aceleași cărți, Bruckner spunea că securitatea e un proces, nu? Spuneai mai înainte. Ei, ideea este că orice proces duce la acea oboseală, acea saturație. Te saturi la un moment dat. Ai un program foarte bun de transformare. Am văzut programe de 50 de milioane de euro în vestul Europei, unde am lucrat la un moment dat pe un astfel de program. Erau după 2 ani supra-saturați, obosiți, deși aveau buget. Deci chiar nu mai puteau, se saturaseră până... Ei, și ajungi la același nivel de saturație, apare un trigger de multe ori. Și noi suntem, la nivel de țară, dacă vorbim acum apropo de proiecte, suntem undeva în punctul ăsta de inflexiune, unde încă așteptăm un trigger. Ne îndreptăm cu toții spre compliance cu DORA, pe zona financiară, cu NIS, NIS 2 urmează, alte reglementări și în zona de telco și altele, dar ajungem într-un punct unde fie va fi un real atac asupra societății sau asupra unei companii foarte importante, dar un atac din acela multimodal, care automat va duce companiile către acel nivel 5, pentru că vor apărea bugete, vor apărea procese. Lucrul ăsta se poate și simula, adică să ne punem niște întrebări. Doamne, ce se întâmplă dacă, ok, știu că sunt tabletop exercises chiar la nivel de țară, și asta ne poate ajuta un pic să depășim nivelul ăla 4 mai ușor. Adică fără să așteptăm un atac, să facem niște simulări foarte corecte de criză. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă acel algoritm RSI, de care s-a spus acum zilele astea că a fost aproape compromis de acei cercetători chinezi, care au publicat în mai, de fapt, paper-ul academic, cum că au spart acel algoritm RSA utilizat în toate sistemele bazate pe criptografia asimetrică. N-a fost să fie evident, a fost doar o publicație
a unui rezultat bun, dar departe, astronomically, da? Far away, da? De a sparge un astfel algoritm. Dar dacă s-ar întâmpla? Deci, întrebarea asta trebuie să ne adresăm. Nu se întâmple cu RSA pentru că o să mai treacă mult timp până reușește cineva să spargă acest algoritm. Înțeleg că ai nevoie, era un paper de la Google acum un an, ai nevoie de vreo 20 de milioane de qubits, da? Ca să reușești să spargi 2048 de bits pe cheie, da? La RSA. Iar companii precum IBM au ajuns la 1000 de qubits și sunt foarte, au promovat foarte mult și își planifică în 10 ani să ajungă la 100.000 de qubits. Adică e foarte greu din perspectiva asta de brute force să ajungi acolo. Dar asta ne-ar ajuta un pic să depășim acel nivel 4 și să mergem spre un nivel unde, atenție, vom avea acel, vom fi foarte pregătiți, vom avea un răspuns la criză foarte bine pregătit, un plan de planuri de continuitate, vorbim de organizații foarte bine puse la punct. Sunt companii care sunt deja în drum de la 4 la 5, da? Foarte, foarte avansate. Ideea este că în momentul acela, vedeți, în dreapta, vom fi afectați de crize mult mai puternice. Pentru că România se dezvoltă, companiile se dezvoltă și atunci companiile vor fi targetate de niște atacatori cu resurse impresionante. Deci trebuie să ne pregătim la un moment dat pentru astfel de situație în care nu ne mai jucăm cu trei hackeri care ți-au criptat 1000 de servere, vorbim de grupări statale, grupări de alte, chiar private, care în sfârșit sunt foarte bine organizate. Imediat. Doar vreau să vă mai arăt un lucru, indiferent cât buget vei pune, da? În compania ta, mereu vei avea pe cineva care să-l depășească, da? Din perspectiva atacatorilor. Deci nu vei fi niciodată super rezilient. Dar nu asta vreau să vă arăt, vreau doar să vă arăt un lucru apropo de ce ar trebui făcut totuși, nu știu dacă la nivel de țară, dar pentru multe companii sau organizații din țară, ăsta ar fi un proiect important. Vedeți aici, pe graficul acesta, este evoluția unei crize. Cine conduce, de fapt, criza cibernetică? În stânga, eu am fost CISO în câteva companii și știu că inițial este un haos. Deci, fie că e o oră de haos, fie că sunt două ore de haos, că nu știi ce. Adică știi ce s-a întâmplat, poate, dar nu știi cum, nu știi cu cine să repari. Nu știu dacă e cineva care în prima oră știe ce să facă, e greu de crezut. La Maersk au fost câteva zile de haos. Zile. Când le-au criptat toată infrastructura de identity, de Active Directory. Deci câteva zile de haos în care fiecare țară era total în beznă, nu știau compania globală. Ei au pierdut 200 de milioane de dolari la vremea respectivă. Imediat intră fie CIO, fie o CISO în charge, da? Adică, cum? Dacă ai, da. Aici vorbim de companii care au, ok, să zicem că intră cineva care răspunde și de zona asta, de IT măcar. La un moment dat tu aduci acea celulă de criză, aduci leadership-ul organizației să conducă. Problema aici este că la un moment dat începi să-i ții foarte mult pe oamenii aia într-o astfel de celulă de criză, iar ei trec din nou prin procesul acela de fatig. Nu că n-ar fi criza lor, pentru că în primul rând e criza lor, dar ei au și alte probleme de rezolvat. De business și de compliance și de alte lucruri. Și atunci tu trebuie să reduci foarte mult acel interval în care ții celula de criză. Ei, ideea este, dacă ar fi un proiect de ăsta foarte important, cum antrenezi oamenii aia din celula de criză astfel încât să fie extrem de eficienți. Extrem de eficienți, pentru că ei trebuie să rezolve nu în 48 de ore, că n-ai cum să ții atât, în câteva ore, trebuie să rezolve să ia niște decizii strategice cheie, astfel încât să poată să depășească acel moment și să paseze din nou responsabilitatea în zona de CISO, CIO, după câteva ore. Asta ar fi ideal pentru o companie, astfel încât să ai o avansare în zona aia de criză cu beneficii, culmea, nu cu pierderi. Și pentru că te văd că ești cu mâna pe buton, o să mă opresc.
Încerc și eu să stăm în timp și chiar sunt lucruri foarte interesante, dar le-am promis colegilor de aici că îi lăsăm să-și țină și Consiliul de Administrație la un moment dat. Și ascultând de pe tine, apropo de criză, îmi amintesc, sau în foarte multe exerciții, momentul în care băieții de la tehnic chiar munceau și celula de decision maker stăteau pentru că n-aveau informație, chinuiau, dar dă-ne și nouă o informație pe care nu o înțeleg. De regulă inventai un translator care încerca să traducă ce lucrează tehnicul cu ce e decidentul și, în general, mai ales în zona publică, decidentul e și mai departe de zona de tehnic, așa încât it's a good job și multă pâine și pentru zona asta de formație. Și aș zice și o veste bună astăzi, că chiar apropo de criptare, tocmai am aflat că ieri, cred că, s-a descoperit cel mai mare număr prim, nou, e tot un număr mesen, 2 la puterea 1, 3, 6, 2, 7, 9, 8, 4, 1, minus 1, acum criptăm cu 4 cifre, nu? Deci, acum cei de la cercetătorii aceia chinezi aveau un număr pe 50 de biți, ceva de genul 850 de trilioane, nu știu cum e. Da, nu, ideea este că mă uitam că totuși mai e loc, adică în zona de criptare nu, totuși mai e de treabă. Așa au lucrat 6 ani să calculeze acest număr, deci e mult de lucru. Trecem la chiar economia reală. Îl avem aici pe Mădăliu Staniu, manager partner Black Bullet. Cum facem ca o firmă românească să... nu știu, îmi place, e un cuvânt care se folosește internaționalizare, dar nu știu dacă e cel mai bun în momentul ăsta. Cum reușim să aducem produsele românești? În primul rând să le scalăm, dar în al doilea rând să le ducem spre zona de export, pentru că până la urmă piața din România este o piață care se va satura curând. Adică, clar, spațiul în afară e grămadă și lucrurile pe care România le face sunt foarte bune. Deci, Mădălin, te rog, you have the floor. Bună ziua! În primul rând, mulțumesc Ioanei și Brândușei că fac posibil acest eveniment și aceasta este o rutină, de fapt, a acestor evenimente și se întâmplă an de an și sezon de sezon, să zic așa. Mă bucur că este pe masă de fiecare dată și partea de securitate cibernetică. Securitatea cibernetică este un domeniu, nu zic extrem de important, poate chiar vital în momentul de față. Și aș începe, Manuela, mulțumesc pentru introducere și aș începe cu proiectul. Și nu doar cu proiectul, este un task foarte simplu. Mi-aș dori să vedem și un task la care o să particip cu drag și o să muncesc cu drag, mi-aș dori să vedem în toate normele de fundamentare a legilor pe digitalizare, în loc, pe lângă impactul economic, să vedem și impactul cyber. Cum să o numi el? Că dacă o facem pe asta, atunci o să ne ducem și către ceea ce prezintă antevorbitorul meu, domnul Stănică, cu ce a spus domnul Boian, cu ce a spus domnul Vevera. Domnul Boian a venit cu confidențialitate, integritate și disponibilitatea datelor în tot ce înseamnă securitatea cibernetică. A venit domnul Vevera cu non-repudierea, să le transformăm în NFT-uri ca să nu poată să fie alterate de la sursă la cititor a informațiilor. Sunt niște lucruri foarte bune. Ne ducem și către ce spunea domnul Iugo în ceea ce înseamnă și Sergiu și toți antevorbitorii mei despre ce înseamnă reziliența cibernetică. În momentul de față, cred că Rocky Balboa a dat cea mai bună definiție a rezilienței. Nu este de fapt cât de tare lovești, este de fapt cât de mult poți să iei, să fii lovit și să te ridici, iară să fii lovit și să mergi și să mergi în continuare. Mulți clasici au fost în securitate cibernetică înainte să fim noi în domeniu acesta, însă ne uităm la noi în mediul privat și ne uităm cu precădere la tot ce înseamnă aceste companii, cele aproximativ 12-13.000 de companii care vor intra sub incidența NIS2 în momentul de față, noi încercând foarte mult prin pe lângă viața personală pe care o avem la Black Bullet, cei puțini parteneri implicați, ne implicăm și activ în voluntariat atât în ANIS cât și în DNSC plus alte asociații pentru a ajuta cu o perspectivă a legiferării acestei, de fapt vocea privatului în legiferarea NIS2.
Însă ne uităm din experiența pe care o avem și am niște cifre și vorbesc de vânzări și s-ar putea să fiu un vânzător nu atât de bun, însă din 151 de discuții de vânzare pentru a avea security risk assessment, atât ce combină partea de tehnică, partea de compliance și cu nivelul de risc, pentru a fi pregătite pentru implementarea unei directive NIS 2, să fie reziliente și a fi în directiva NIS 2, doar 14 contracte am semnat, 151. Asta mie îmi spune că, ori nu, eu și colegii mei facem treaba foarte bine și e posibil să fie și acest aspect, însă bugete sunt, dar nu pentru așa ceva. Bugete există în companii, dar nu pentru securitate cibernetică. Noi acum, ducându-ne din, plecând de la educație, plecând de la regulator, de la compliance, ce să facem, ce anume ducem în companiile respective, ne dăm seama că a proteja amprenta digitală a unei companii și a proteja asset-urile pe care le ai sunt niște lucruri vitale. O amprentă digitală pleacă atât din interior cât și în exterior. Unde sunt datele și ce ai în interiorul companiei? Și când vorbim de asset-uri, vorbim de infrastructura IT, vorbim de oameni și vorbim și de inclusiv de educația lor. Cât am încercat să organizăm crize de tabletop pentru diverse puncte, fie că sunt pe ransomware, fie că sunt pe parte de, nu știu, procedurizarea lucrurilor într-o companie, ne dăm seama că interesul este exact graficul pe care l-a arătat Sergiu înainte. Este un haos inițial, după care intră, crește, ajunge la un nivel de maturitate, dar un nivel de maturitate de interes. De ce? Pentru că oamenii ajung să se plictisească repede. E prea multă informație, departamentul financiar întotdeauna va avea o altă obligație mai importantă decât a asculta poveștile noastre de cyber. De aici noi ne-am dus pentru a face bine și a ne face bine nouă tuturor și pe zona economică și pe parte de a învăța mai mult, ne ducem către diverse zone, niște geografii total diferite, atât în Luxemburg cât și în Singapore, nu doar pentru a învăța ce fac oamenii respectivi acolo, ci pentru a exporta de aici ce pentru ei, pentru că și ei au nevoie destul de mare și într-adevăr de a ne crește economic aici în țară. Compromisurile de tip RSA sunt aceste, cum să zic, schemuri de white paper-uri, că nu pot să le numesc altfel, ele întotdeauna vor apărea, însă, într-adevăr, cu puterea de quantum computing în momentul de față și proiecte ambițioase în care încercăm să intrăm, proiecte care poate nu au sau sunt niște butaforii în momentul de față, proiectele de quantum computing pot fi numite butaforii și quantum criptografii, de criptografie cuantică, ele ne pot ajuta să creștem inclusiv capacitatea internă a noastră, a companiei Black Bullet, pentru a ne duce mai departe. Și suntem conștienți că oamenii pe care îi educăm în interiorul companiei noastre, la un moment dat se vor duce la altă companie, însă problema nu va fi că vor pleca de la noi, problema, bucuria va fi că se vor duce educați din punct de vedere securitate cibernetică în altă companie. Și pe noi asta ne ajută cumva să creștem în zona de educație în rândul populației generale. E un aport pe care consider că l-avem destul de mult. În rândul destul de mare. În rândul clienților noștri, lucrurile stau bine de la an la an, nu doar pe parte de vânzări, upsell, cum le spunem noi în mediul nostru, ci și pe parte de maturitate. Adică, cum spune englezul, I'm keen to have another conversation with you. Oamenii sunt destul de deschiși, încep să fie deschiși, nu doar că sunt forțați cu ușa de a pune anumite puncte în zona de securitate cibernetică, ci de a efectiv a rezolva, pentru că au văzut că lucrurile se întâmplă, iar cifrele de 277 de zile de descoperire a unui atac cibernetic, acum sunt 270 de zile. Sunt 7 zile care au scăzut în identificarea unei breșe de securitate, dar asta ne ajută să creștem din ce în ce mai mult. Noi în mediul privat vrem să creștem împreună cu într-un parteneriat cu mediul public și academicul la masă, pentru că într-un astfel de consorțiu noi putem să creăm
oportunități atât de business, dar și să ajutăm în rândul populației generale să enforțăm partea de securitate cibernetică, riscurile asociate, inclusiv în zona de educație în rândul adolescenților, unde vorbim în momentul de față de acea problemă de sextortion, care e una, nu știu, din punctul meu de vedere, nerezolvat la nivelul de acces de informații pe care îl avem în momentul de față. Așa că o să concluzionez tot speech-ul acesta în a ne uita foarte atent la și a deschide ochii ca și business-uri în România. Avem nevoie de securitate cibernetică și înainte să ne dăm ochii peste cap să arăți celuilalt albul ochilor aici, așa, mi-aș dori să vedem mai multă deschidere. Într-adevăr, cine enforcează să fie compliant din punct de vedere securitate cibernetică, și anume Directoratul Național de Securitate Cibernetică, ajută foarte mult să deschidă ochii că au nevoie de așa ceva, iar educația în rândul populației generale cu proiectele pe care le face domnul Stănică sunt esențiale. Și poate ar trebui să ne uităm, să mai diminuăm alcoolul dăunează grav sănătății și țigările la fel, și să băgăm problemele de ransomware, să vorbim la CNA și nu să ne ducem mai departe cu alte subiecte. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc mult! Mi se pare foarte interesantă povestea cu impactul la legislativ. Probabil nu o să fie impact cyber, o să fie impact de securitate, dar să știi că ideea în sine cred că se poate aplica. Cea cu CNA-ul, eu știu că e un proces lung, am discutat de multe ori, ei au luat la un moment dat o decizie că nu mai vor chestii care nu se plătesc, dar între timp s-a schimbat CNA-ul, ceea ce este un lucru bun, că nu mai sunt obligați să păstreze decizia dinainte, deci probabil că trebuie reluat acea discuție cu ei despre mesaje. Ei sunt deschiși, doar că aveau o limitare de o discuție anterioară și o decizie anterioară luată în Consiliu și era hard to work around. La mesaje care, fiind mesajul statului, nu puteai să plătești să se întâmple chestia aia. Ce scuze, vă dau din casă, s-a reluat discuția. S-a reluat, doamnește. Este un lucru bun. Și îl avem online și pe Bogdan Panait, care este CEO Lex Data, ne urmește de la început, că nu e cu noi. Bogdan, pentru că ne-a urmărit de la început, te rog... continuă dialogul și spune cumva cum vezi tu din partea ta responsabilitatea digitală și digitalizarea responsabilă cu biciul Uniunii Europene, fără biciul Uniunii Europene, cu biciul Guvernului, cum ne mișcăm aici? Bine, bine te-am găsit, Manuela. Salutări celor două distinse doamne neobosite și responsabile pentru toate evenimentele de top sub egida Media 1. Înainte de a răspunde provocării tale, pentru că acel termen de beach mi se pare mai mult decât provocator, vreau să le transmit bucuria de a-i revedea măcar online, pentru că mie mi-a fost imposibil să ajung în format fizic de data aceasta, să-i revăd pe câțiva prieteni dragi, aș îndrăzni să spun, de care mă leagă prietenii lungi, vechi, proiecte frumoase, Sergiu Zaharia, bineînțeles, Dragoș Preda, îl salut pe Hugo, pe Augustin Gianu și tot respectul și aprecierile mele pentru domnul Ciprian Teleman, dar bineînțeles salut cu această ocazie pe toți invitații și nu-i mai e număr din considerente de timp redus, ca să mă scot într-un mod, să spun, elegant. Spuneam la început că mi se pare foarte provocator cuvântul acela sau termenul de bici, pentru că, din păcate, deși la nivel de temere, inclusiv dacă fac trimitere la GDPR, s-a început cu acea sperietoare, cu temerea față de mâna justiției sau a legiuitorului, un bici care vine să ne amendeze. Efect care n-a avut rezultatul scontat și nu-l va avea niciodată. În special noi, în regiunea noastră balcanică, cum unii ne-au integrat mai mult decât geografic, nu există temerea pentru biciul stăpânului. Ne-am detașat probabil de mult de această atitudine. Și cred că de fapt ar trebui să întoarcem un pic această monedă
și să încercăm ca această temere de bici să o aibă autoritățile. Exact, poate legiuitorul sau cei puși să reglementeze, să urmărească, să controleze, să legifereze, să implementeze ceva în țărișoara noastră. De cine să aibă teamă și în mâna cui să fie biciu, las pe fiecare dintre cei care mă ascultă să decidă sau să se raporteze cu percepția sau dorința personală. O am și eu, din punctul meu de vedere, cu un gust amar, uitându-mă cel puțin la ultimele evenimente care au legătură cu subiectul discuției noastre de astăzi și să mă gândesc cum e posibil să cheltuiești 40 de milioane de euro pe o platformă digitală care ar trebui să digitalizeze un serviciu public în cadrul unui proiect care a început în 2018 și tu să lansezi acest produs extrem de scump, fără testări suficiente și să blochezi efectiv activitatea acestei instituții. Spunea mai devreme, exact legat de acest exemplu, domnul Ciprian Telemar. În Polonia sunt necesare cât de ordinul, nu știu, a 2-3 zile pentru emiterea tuturor actelor pentru necesare înființării unui startup, unei societăți comerciale. Iar noi am ajuns în evul mediu. Vă spuneam, e un gust amar, dar n-aș vrea să treacă de percepția mea personală. Deși nu fac altceva decât printr-un exercițiu de atenție și să văd în jurul meu că mai sunt și multe alte exemple. Lăsând la o parte poate cumva tonul acesta cinic și critic, eu spun că ne trebuie de foarte multe ori un gram de responsabilitate a fiecărei persoane implicate la nivel general, național, în ceea ce astăzi discutăm de digitalizarea României. În urmă cu aproximativ 3 ani de zile am lansat, cu ghilimelele de rigoare, o campanie. Hashtag digitalizare responsabilă. Astăzi vin și mă leg poate de acest enunț și îl transform într-un concept sau într-o paradigmă și spun că astăzi noi ar trebui să avem digitalizare responsabilă și responsabilitate digitală. Pentru că toți suntem jucători. Toți suntem jucători în ceea ce poate la nivelul Uniunii Europene se numește deceniul digital sau busola digitală 2030. Pentru că în această perioadă în care internetul și tehnologiile digitale transformă lumea din care noi facem parte, auzim vorbindu-se tot timpul de o Europa pregătită pentru era digitală, România digitală. Discutăm în jurul acelor priorități politice pe care Comisia Europeană încă din 2021 le-a propus. Discutăm de un program politic, un plan de realizare a transformării digitale a economiei și a întregii societăți a Uniunii Europene. Vizăm așadar un ecosistem digital care trebuie să fie sigur și să fie centrat pe om. Și dacă stăm să ne gândim că el este centrat pe om, trebuie să ne gândim că avem la nivelul istoriei de puțină vreme o civilizație algoritmică digitală. Ceea ce noi reprezentăm astăzi ca societate civilă poate să fie bine, perfect, poate caracterizată de acest termen. Om algoritmic. Noi nu suntem digitali. Noi nu suntem o societate digitală. Suntem în concepția și în viziunea mea, noi suntem și devenim o societate algoritmică. Pentru că procesele vieții, biologice, sociale, sunt integrate în procese computaționale, rezultate de procesele de calcul care
mai nou sunt exprimate sub această frumoasă poveste și haină cu denumirea de inteligență artificială. Dar ele sunt la urma urmei niște procese matematice de calcul de logaritmi într-un ocean ambiental de date și de informație. Discutăm de big data. Da, discutăm de acel big data care crește, este deja atât de mare că depășește capacitățile globale de stocare de date și punem în discuție inclusiv o amprentă severă asupra rețelei de energie electrică. Avem așadar o lume nouă, un stadiu al civilizației față de care noi românii trebuie să ne raportăm. Nu aș vrea să continuăm metoda cu care am început această digitalizare a României, pe repede înainte. Într-un mod tradițional, hai repede, hai să facem, hai să dăm drumul. Dacă îmi permiteți, că eu de obicei știți că vin și prezint în orice fel de context, sub forma unei glume, situația și realitatea. Cred că suntem comparativ astăzi, raportat la acest apetit pentru digitalizare, suntem cumva ca în bancul acela potrivit acestei perioade de timp. Când vezi pe stradă pe cineva în pantaloni scurți, lângă el îl vezi pe un alt cetățean cu o geacă de iarnă, mai departe vezi pe cineva cu sandale și fiecare se uită la ceilalți într-un mod critic, acuzator și în gândul său, în mintea sa, nu rezonează decât uite și pe nebunii aceia. La fel suntem noi raportați la ce fac în domeniu și în materie de digitalizare ceilalți. Nu luăm un exemplu pozitiv, reinventăm roata, suntem obsedați după inovație. Și cumva vrem să adaptăm inclusiv focul de la lumânare. Haideți să punem cumva un stop, o frână. Și dacă discutăm de provocarea ta, Manuela, ce aș vedea eu sau ce proiect, ce plan aș avea pentru viitorul apropiat al României, în așa fel încât să maximizăm ceea ce avem. Avem un uriaș depozit, zăcământ, resursă umană de inteligență, de profesionalism, de competențe. Haideți să-l utilizăm cum trebuie. Haideți să-i punem pe cei, să-i provocăm, să-i stimulăm, să le dăm bonusuri, să le dăm salarii bune pe bază de competență și de rezultate celor care pot face. Să nu mai pun pe cineva să fie responsabil cu un site, pe cineva care habar nu are ce înseamnă acele prime litere din linkul oricărui domeniu de internet. Să nu mai pun manager de proiect doar pe cineva care are un CV stufos cu competențe fără nicio legătură cu acel subiect. El poate să fie un foarte bun profesionist, dar în alt domeniu. Aici aș vedea eu poate un proiect. De ce? Pentru că vin foarte mult din sfera aceasta educațională, de învățământ și susțin și militez pentru o performanță și o formare profesională continuă pe competențe valide și pe competențe ce pot fi valorificate de fiecare persoană și care să reprezinte un potențial pentru locul său de muncă, pentru angajator, pentru companie, pentru societate. Ce aș mai vrea eu să spun în linii foarte, foarte rapide, deși de data aceasta am fericirea să nu mai fiu ultimul speaker, fericirea sau nefericirea pentru că nu au fost depuși. Aici pentru că Dragoș a acceptat provocarea să închidă el, dar pentru asta trebuie să fii tu scurt. Ok. Am citit în urmă cu câteva luni un paragraf într-o carte, cer scuze, memoria mea începe să se joace feste și nu mai știu unde era acel paragraf, dar big data, big data. Captind sub forma motorului enunț, lumea disruptivă este o lume în care totul se înnoiește foarte repede. Perimarea este un proces aproape permanent și atunci îmi dau seama că eu trăiesc într-o lume
distopică, o lume în care omul nu mai percepe mecanismele din jurul său. Lumea a ajuns să fie nivelată și să devină o lume cu slabe șanse de diferențiere între culturi și națiuni. Eu aș analiza foarte bine acest denunț și m-aș gândi în momentul în care implementez orice fel de soluție digitală, bazată pe tehnologie nouă, pe inteligență artificială, să țin cont de aceste caracteristici de actualitate ale societății românești. Discutăm de o societate cu o experiență deja de vreo 20 și ceva de ani în lume, de mulți români care se întorc de peste hotare, față de care eu trebuie ca societate nu doar să mă raportez diferit, să-i integrez, să învăț de la ei și să implementez acest know-how pe care ei îl aduc. Asta dacă nu sunt capabil, într-un mod general să spun, să mă văd eu ca și țară în Uniunea Europeană și în societatea internațională de astăzi, pe un nivel de performanță serios. Mersi mult de tot pentru insight. Sorry, ești around the time. Un minut, o jumătate de minut. Aș vrea încă o dată să mulțumesc celor de la Media 1 pentru invitație și să le transmit, să spunem, angajamentul meu că data viitoare ajung fizic. Găsesc avion și vin. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc mult, Bogdan, și încă o dată eu trebuie să fiu și omul rău din când în când, îmi pare rău. Am reținut digitalizarea responsabilă, cred că asta este un hashtag cu care trebuie să mergem toți în continuare și tot provocată de tine, AI, aș spune două riscuri pe care AI-ul aduce la identitatea națională și poate că asta e o provocare și pentru Media 1, pentru o dezbatere ulterioară. Doar două. Unul dintre ele este riscul care se referă la limbă și cultură. Pentru că AI-ul este cumva focalizat pe alte valori. Și doi, este riscul de normalizare și normalizarea se face în jos, nu în sus, din păcate. E doar o temă de gândire și îl invit, last but not least, și chiar o spun cu toată dragostea pe Dragoș Preda, ministru secretar de stat CEO Radiocom, foarte multe funcții, dar ești Dragoș Preda și da, pentru noi asta ajunge. E. Eu aici chiar mă simt între prieteni. Te rog să faci tu așa un wrap-up al acestei discuții de astăzi, în care am atins multe puncte. Știu că pe cel pe care vrei tu să-l atingi nu l-am atins încă, adică despre sateliți n-am vorbit deloc. Deci este it's your time și Dragoș, you have the floor. Da. Eu mă uitam, priveam acolo e o istorie și am fost și eu între voi. E o istorie a Ministerului Comunicațiilor și a acestui domeniu. Ar fi interesant să ne punem la un moment dat poate gândurile, să vedem cum au evoluat lucrurile. Cred că sunt aici reuniți un fel de o decadă, cel puțin o decadă de istoria domeniului. Acum o să vin cu niște chestiuni pentru că s-a deviat într-un fel și într-o zonă, l-ascultam și pe Bogdan, o să ating și niște puncte pe care mie place să fiu la final, că chiar le reunesc. Esența vieții, și vă spun ca om care chiar am fost și cu indieni și Pibo, am călătorit lumea asta și am avut experiențe de la Ministerul Apărării până la zona aceasta politică, normativă, administrativă, multe. Esența vieții este una și are legătură cu însăși acel element de care spunea Manuela Adineauri, care nu s-a atins aici. Și esența vieții și pe care se susțin toate elementele poziționate aici este comunicarea. Și zic de ce comunicare? Pentru că avem nevoie de căi de comunicare. Da? Întreaga esență a vieții. Vorbim psihologic, evoluție, educație și așa mai departe. Întreaga esență a vieții, inclusiv supraviețuirea, este bazată pe transmiterea informației de la o generație la alta. Vorbim nu numai de ADN, vorbim de toate elementele. Ca să înțelegem cât de important este acest domeniu. Revenind, eram apropo de răspuns la criză. Și o să vă dau niște date, acum o să vin cu niște lucruri mult mai exacte, pragmatice, pe care le-am trăit.
eram la ENA, Ecole Nationale de Administration, și unul dintre profesorii noștri, fost ambasador, dar și o zonă sensibilă, ne-a zis, cât credeți că are Franța, deci eu acum nu băgăm România în discuție momentan, da? Franța, ca să protejeze o informație, ca și buget, și ne-a trasat așa o linie pe tablă, în raport cu Statele Unite, Rusia și așa mai departe. Deci ne-a trasat, să zicem că asta este bugetul Statelor Unite și ne-a zis, ok, acum cât credeți că este bugetul Franței? Franța, da? Și a făcut așa o liniuță micuță acolo. 48 de ore. 48 de ore. Franța. Acum integrați noi vorbitorii de... Apropo de LLM, pentru că am mers cu Augustin și sper că merge proiectul respectiv, că a ridicat Manuela din Aur pentru LLM, vorbeam cu colegii, cu domnul general ieri de la STS, ei au creat un LLM, acum lucrează, operaționalizează. Mai sunt două în discuții, știi tu foarte bine, la Politehnică, dar România are nevoie. Aici foarte bine atins pe partea asta. Un lucru care nu se ridică în discuțiile legate de AI, și asta mă deranjează puțin, pentru că eu sunt acel... Nu știu cum să mă numesc, cum vreți voi mă numiți, non-tehnic tehnic, ca să zic așa. Ăla care de unde mama naibii știe când el nu e. Așa. Puțină lume vorbește, apropo, când utilizăm acest buzzword de AI, de ANI, AGI și ASI. Pentru că toată lumea, când fabulează despre AI, se gândește la un ASI. Suntem la generații distanță de așa ceva legat de partea aceasta. Ce trăim noi acum și inclusiv Google Search este un ANI, Artificial Narrow Intelligence, deci are un segment foarte bine definit. Până să ajungem la AGI au fost niște discuții, chiar am avut, fusesem implicat recent pe o reuniune internațională, că a afirmat cineva că ajungem acolo. O să vin acum, apropo de modalitatea de abordare a acestor discuții, și îmi cer scuze că stau așa, din partea doamnei director în prezent, ca să-i dăm titulatura prezentă, dar a avut și dumneai, este nestabilită și în sensul cel mai pozitiv posibil în domeniu, Manuela Catrina, și anume să venim și cu proiecte, nu doar să vorbim despre ceea ce se întâmplă la nivel internațional. Este păcat că oameni precum Mădălin nu sunt susținuți atâta. El este foarte elegant și pozitiv, dar noi ne-am intersectat și în reuniuni internaționale unde încerca să scaleze. Și vă dau un exemplu. Vorbeam cu ambasadorul Indiei acum câteva luni și spuneam, dar de ce nu veniți pe piața din România? Mă refer pentru zona de energie, pentru că are legătură cu comunicarea, are legătură cu infrastructurile critice, pentru că toată lumea vorbește partea de soft, e atât de palpabil, atât de buzzwords, dar nimeni nu vorbește de infrastructură. Acolo intervin eu, acolo zona pierdută de care vorbea Manuela. Da? Și au zis, mai întâi noi ne satisfacem piața internă. Când o să lăsăm actorii noștri, creierele, un Sergiu, Mădălin și așa mai departe, să satisfacă piața internă și nu să împingem să se ducă să satisfacă alte piețe, ci ulterior, după ce și-au creat un backup, un background, ca să folosim acești termeni non-LLM românesc, ca să zic așa, după aceea vor scala pe piața internațională mult mai dinamic. Am propus, de când eram în guvern, și chiar acum mă uitam, îi arătam lui Hugo, nota scrisă oficial către Antonel Tănase la acea vreme, Comitetul pentru Viitor. După modelul EPTA la nivel european și după modelul statelor nordice, în care am inclus tot ecosistemul, toate, și o să mai trimit odată, poate, nu știu, la un moment dat îl vom constitui. Pentru că până când nu vom face Măgurele să devină o zonă asumată național, și aici vin cu alte elemente pe care le-am transpus și în conferința de vineri pe educație și în conferința de ieri pe research, știți? Și o să chiar pun întrebarea aceasta și aș vrea cine dorește să-mi răspundă. Diferența între educație 4.0 și educație 5.0?
Acolo este marea problemă. Că toată lumea se gândește, și o să trec rapid ca să nu vă rețin, toată lumea se gândește că diferența este una tehnologică. Pentru că am uitat în sensul lui Kant, scop în sine și mijloc în sine, că asta doar este un domeniu transversal. Am cerut și când am fost în 2020 ca el să fie pus lângă primul ministru ca și minister, formarea Ministerului Comunicațiilor să fie de tip cloud, adică IaaS, PaaS, SaaS, și să existe un secretar de stat pentru zona de infrastructură, unul pentru zona aceasta de digitalizare, transformare digital, și tot cer să se implementeze acest termen, că tot vorbim de digitalizare, dar cred că este nivelul unde suntem noi cu România, de fapt. Da? Nu la transformare digitală, desigur, ca să vorbim și de pilonul 3 al competitivității, care înseamnă business sophistication și innovation, apropo de transpunerea acestor lucruri, da? Și pe final, pe partea de inovare. Revenind. Ce înseamnă educație 5.0 și s-a ridicat acest subiect aici de mai multe ori, dar ar trebui să treacă, să devină asumat, nu verbalizat. Da? Am fost rău și atunci când am fost în guvern și o să fiu rău întotdeauna. Și anume, lucru colaborativ, relații interpersonale, empatie, toleranță, diversitate, creativitate, gestiunea conflictelor și o comunicare mult mai fluidă. Aceasta este educația 5.0. Nu zona aceea tehnologică. Se bazează și este un upgrade la zona tehnologică. Este ceea ce am scris în articole acum ani de zile, acum vreo 3 ani de zile, diferența între, și se discută deja la nivel internațional, și când am cerut și domnului Bolo să nu mai vorbim, când am făcut acele fonduri dedicate Smart Village, să nu mai vorbim de Smart City, Smart Village, vorbim Smart Communities, pentru că e vorba de, până la urmă, de oameni, că pe aia we enable them, da? Și anume partea aceasta de transpunere. Ștefan, citesc acum, Baciu, 4 octombrie 2022 și îmi trimitea Top Trends in Tech al lui McKinsey și îmi scrie aici, ești un vizionar, nu mă ajută cu nimica ca să ajung acolo. Și acum vreau să revin și cu asta o să închid, apropo de situație. Și Augustin, și regret pentru că este un creier și mi-aduc aminte când l-am ajutat să își lanseze prima inițiativă, de-abia terminase facultatea și eu l-admir. Și eu sunt un om de o integritate morală și creier pe zona de tech care ar trebui să fie mult mai folosit. Din păcate, el s-a retras într-o companie, eu aș vrea să-l văd gestionând a lui proprie, oare și pe a lui, dar mă refer la nivelul la care merită el. Și acum o să scriu aici CAPEX, pentru că gândim în termeni economici, nu? Și am spus în felul următor, și astea, lucrurile acestea sunt idei pe care le-am, sunt le găsiți în presă, da? De acum 4 ani. Rolul rețelei este să fie furnizat de soluții monolitice sau de componente software care rulează peste mașini virtuale, dar rar sunt furnizorii care au îmbrățișat provocarea funcțiilor și o să vedeți că are legătură cu tot ce se întâmplă la ora actuală. De rețea virtualizate, native in cloud. Pentru că, am și spus, trecerea infrastructurilor și cerusem, apropo, iarăși, vă dau tot proiecte, exact cum a cerut Manuela, eu mă conformez. Da? Sunt băiat disciplinat. Da? Soluțiile care, pe care trebuie să și le asume România real, nu, aici sunt niște enclave, suntem aceiași, suntem fiecare, se luptă și protejează cât poate să protejeze. Nu, trebuie ori gândim unitar și asta înseamnă, apropo de laser, focusul clar și în felul ăsta avem niște repere și niște rezultate clare sau nu. Și aici, de fapt, trecerea, și am spus de atunci, deci este, sunt articolul, cred că din 2021 pe care l-am scris atunci, obiectivul furnizorilor de servicii de comunicații, cum a fost și Radiocom pe care l-am gestionat și pe care, a cărui întreaga, întreaga viziune am schimbat-o la acea vreme, chiar am băgat pentru prima oară România în World Teleport Association, în prezent, pentru că nu s-au mai făcut proiecte și pentru că nu s-a plătit taxa, România nu mai este de anul acesta.
erau doar 42 de state sunt parte din această rețea internațională a teleporturilor. Apropo de comunicații securizate, s-au vorbit aici de câteva ori de Quantum Bit. Am scris de pe atunci și tot atunci am introdus în mentalul acesta social, dincolo de comunități inteligente, și tot ce înseamnă XaaS, adică Everything as a Service. De aceea am plecat, toată lumea știa despre Infrastructure as a Service, Software as a Service și așa mai departe. Am vorbit inclusiv că s-a atac și aici a ridicat problematica Manuela, sunt foarte atent la tot ce s-a prezentat și aici și m-au stimulat în luarea cuvântului. Ieri a fost conferință aici, am ceruse Brândușa să rămână, am zis că nu mai stau, pe partea de agricultură și este și un articol pe care l-am scris despre Farming as a Service, pentru că acum toate se caută să fie gestionate, da, tailor-made, pentru fiecare business case în parte. Pe lângă aceasta, ele se caută să fie gestionate integrat. Cu tot respectul, eu am venit cu propunerea ca să nu mai existe atâta aceste departamente de IT, care sunt de fapt niște administratori de rețea, nu au mai multă competență de atâta, ci să se creeze niște structuri, inclusiv la nivel guvernamental, în tot arcul guvernamental, să existe o singură structură unică, că este la voi, Manuela, că este oriunde, dar trebuie să fie una singură, unitară, care să le gestioneze pe toate. E adevărat, ne e frică de prea multă autoritate, de prea mult, dar nu trebuie să ne fie frică. Dacă nu începem să le gestionăm lucrurile în felul acesta, inclusiv pe zona de infrastructură, termen imediat, ceea ce propusesem, unitatea infrastructurilor critice și, de fapt, în primul rând, infrastructurilor de date, adică alături de Radiocom, CFR Telecom, și există încă alte rețele, să se poftim teletransul, desigur, așa, încerc să compresez tot ce am pe aici, să se creeze o singură unitate care să gestioneze aceste infrastructuri. De ce? Pentru că infrastructurile, mai ales în cazul de față, și țin minte când am semnat pentru Ucraina, când au fost bombardate, da, și le-am dat rețea, suntem chat în house-uri, nu este problema, așa, ele sunt ale statului român. De aceea restul se numesc, cu tot respectul, am spus-o și când s-a semnat ca să împingem 3G-ul, da? Când trebuia de fapt să ne facem pasul spre 5G, ele sunt ale statului român. Restul se numesc foarte și operatori. Da? Infrastructurile critice trebuie să fie ale statului român cu dual use, adică utilizate, cum a întrebat domnul general Lungu pe partea cu, când le-am zis de cazul radionavului pe care îl ridic de fiecare dată, care vroiam să-l cumpăr prin banii pe care îi făcusem la Radiocom, să-l pun, să retehnologizez la nivelul prezent și să-l se pună la dispoziție structurilor competente ale statului român care au competențe în utilizarea acestor infrastructuri critice în mod gratuit, iar pe partea cealaltă să faci business case-ul adecvat pentru a putea să-l susții din punct de vedere financiar. Nu ascund și încă cu asta am terminat, apropo de proiecte, da? Aveam de gând inclusiv ca și companie de stat, o abordare care nu mai a fost luată, și anume să cumpăr companii sau să cumpăr pachete din companii private care mă ajutau datorită dinamicii lor, pentru că asta este dinamica a zonei private, să-mi dezvolt, de fapt, profilul companiei de stat și așa mai departe. Sunt multe care ar fi spuse, îmi cer scuze, dar am dat și niște idei, proiecte, cât și o situație clară. Vreau doar atâta, o chestie drăguță, atât, dar termin rapid. Nu de altceva. Când ne luăm așa un target, este bine să ne asumăm niște învingători pe piață. Și doar o să trec foarte rapid pe un top. Așa. Pentru libertatea internetului, primele patru națiuni care sunt în acest top, și o să vă dau datele după aceea, sunt Estonia, Islanda, Canada și Germania. Pentru data privacy, primul loc este Uniunea Europeană, Islanda, Norvegia, Japonia. Pentru cyber security este Islanda, Danemarca, Norvegia, Finlanda. Pentru riscuri online, Finlanda, Germania, SUA, Norvegia.
O să vă dau și toate aceste analize de... Dragoș, sunt omul nesimpatic, dar, oameni, dar am promis că ieșim din sala asta. Gata. Sorry, am terminat, eu sunt omul rău. Să zic. Ai zis foarte multe lucruri interesante, ca de obicei, și știi că ne întâlnim întotdeauna pe ideea cel puțin aceea că statul trebuie să aibă propria infrastructură, că vine războiul peste noi. Permite doar scurt. Doar atâta. Apropo de lucrul ăsta, două lucruri foarte... vorbeam cu Dick Roach, era reprezentantul și este în continuare apropiat principal al Irlandei la Bruxelles și îmi spunea, Dragoș, hai cu mine, când era nebunia cu Huawei, da? Hai cu mine la Bruxelles. Centrul Cyber de la Bruxelles al Uniunii Europene se făcu cu Huawei. O dată, doi la mână. Pe partea aceasta... Mi-am pierdut ideea și mă opresc. Încă o dată, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să îmi pare foarte rău că n-am reușit să facem și un dialog acum de final. Am fi avut timp, dar le-am promis colegilor de la Academie că închidem. Este fix, aici mă simt eu vinovată. Aș spune ceea ce ne-a spus încă Dragoș, că totuși pe lângă infrastructură trebuie să avem și un satelit românesc, cel puțin unul. Deci e asta. Trebuie să o spunem în fiecare conferință. Am fost în discuții și știi foarte bine cu Starlink-ul și mi-am dorit la fel iarăși să găsește online lucrurile astea. Eu le-am transpus totdeauna să fac centru satelitar pentru Starlink. Eram în discuții la Galben, lângă Iași, unde e cea mai mare stație a Radiocomului. Dar... Revenim. Deci trebuie să avem un satelit românesc. Și cu Groia Pison G2G și în LEO, în low orbit. Evident. Și încă o dată felicitări Media 1 că organizați astfel de evenimente. Mulțumesc tuturor celor care au venit aici cu ideile lor și cred că am plecat mai bogați, în idei măcar, de la acest eveniment. Probabil că e foarte mult să-l punem pe umărul Brândușei și al lui Ioanei sarcina de a le aduna și de a le da mai departe către decidenți, dar asta ne dorim, știi, că voi faceți caietele frumoase și probabil o să se transforme încet această conferință într-un grup de reflexie, apropo de grupul tău pentru viitor. Și încă o dată mulțumesc pentru participare, mulțumim Media 1 și ne vedem când? În primăvară, nu? Cel puțin în primăvară la voi. Voi? În sfârșit. O zi frumoasă în continuare. Nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. INCDT Cambodi is Romania's unique R&D institute for gas turbines, dedicated to aerospace with application in the energy field. With more than 20 years of scientific proficiency, the institute specializes in scientific research, design, testing, and production of innovative and sustainable equipment, such as aviation gas turbines, high-speed bladed machinery, and compressing equipment for natural gas market, focusing on consumption reduction and environmental protection. Working in accordance with a certified quality assurance system, Komodi proves its local and international proficiency through a significant number of international awards, involvement in high enterprise European framework programs, and numerous partnerships with companies such as Safran Group, MT Aerospace, Pratt & Whitney, Onera, DLR, GHH Rand, MAN Diesel and Turbo. The Institute seeks for new partners in the aerospace field, energy market focusing on gas extraction and transportation, and machine engineering industry. Komodi Institute, experienced partner for innovative and reliable solutions.
Welcome to Guarantee BBVA, a place where we create opportunities for our customers. For more than a quarter of a century, we have held on to our core value of customer comes first. We think big is ingrained in our DNA. We Are One Team reflects our collaborative, inclusive, and supportive work environment. Investing in our people is one of our top priorities. Join us on our journey to create opportunities in Romania. Together, we can achieve great things.